Cumva, Adin. Bună ziua, bună seara, bună dimineața pe oriunde ați fi și cum aveți curioasă să vă uitați la chestia asta. Bun venit la episodul cât a fi al 16-lea, cred, din podcast de weekend, care am cinstit alături de colegul meu Alin Ciubotaru de la presa locală. Salutare, populime! Da, bun, am lipsit o săptămână că am mers să-l intervievesc pe Năsui la București. N-aș părea că numai pentru Năsui. Da, bine, clar că numai pentru Năsui. N-am reușit să dau de Varujan Pambucian din Băgate. Da, nu-i stres, că mai e timp, doamnă, să mă tăm București de acolo. Și nici ăsta nu cred că ar din țăr. Da, nu-i cazul. Oricum, lipsim iarăși săptămâna viitoare, când mergem la marșul pentru viață. Absolut, săptămâna viitoare o să... S-ar putea să-l facem, dar îl vedem noi. Da, sau dacă el stă până în crucea nopții și-l filmăm și apare duminică după amiaza sau ceva. Când... Pentru că o să fie distracție, să mergem să facem poze la copiii care mărșăluiesc. Da, nu merge cu camera, mă, cum să facem poze. Mi-a apărat foto. Ah, ok. No, bun. Ce, eu nu fac reportaj? Ah, da, clar. Na, oricum, ideea e că în luna martie o să fii mai slăbuți cu podcasturile, că, na, asta este, suntem numai doi oameni și sunt prea multe evenimente ca să... Da, dacă aveți filmări, noi nu ne supărăm. Da, nu, absolut deloc, absolut deloc. Adresa mea de e-mail se găsește în secțiunea about a canalului, chiar nu mă supăr deloc. Alte anunțuri, în mai e Congresul Național al USR-ului care se ține la Cluj. Și cu pușile închise. Așa, probabil că nu, din moment ce Claudiu m-a invitat să vin să... Mergem clar și ne uităm la Congres și îl filmăm și îl dăm pentru toată lumea. Așa. Iar dacă ne refuză să-l filmăm în interior, dăm pe canal cum ne refuză. Și o să ar putea să nu cadă bine, da. Mă rog. Claudiu m-a invitat, de față este interviul pe canal. Eu nu știu ce cu oamenii de la capul serioului, serios. Deci ai văzut faza cu Cioloș zilele astea? Da, că se zicea ăsta, plicușor, dar faza a fost în felul următor. Ăsta a vrut să intre în USR. Uh-huh. Toți membrii USR-ului, mă rog, nu toți, vreo 70%, erau de acord și se pusăseră de acord. Uh-huh. E pe canale media, pe chestii de genul. Apare Plicușor Bani și zice că mai negociem. Ce dracu mai negociez asta? Este informezie de sub tine? Nu numai asta, dar... Ești de acord? Dar nu, dar ce să negociezi? Tu ești parte de opoziție, n-ai ce să dai, n-ai ce să... Nu-i... Da, nu, dar Plicușor e conștient că dacă intră Dacian Cioloș în USR... Eclipsează pe el. S-a dus puterea lui, gata. Uh-huh. El eclipsează pe el, da. Bine, personal îmi pasă foarte puțin de subiect, pentru că... Bine, nu, dar Cioloș, măcar s-ar alege USR-ul cu o față care știe să deschidă gura. Uh-huh. Sau care, mă rog, măcar descoar din minți când o deschide. Da. Uh-huh. Că altfel ai văzut ce. Da, da. Conferința aia de presă e virală deja. Din nou este pe canal, dacă ce e curios. Deci, pe bune, îmi pune ăla lângă Cioloș. Nici. Da, bun. Că la aceeași problemă am avut-o și ieri la podcastul în limba engleză, destul de slow news period. E mai bine așa și perioade din asta. Da, 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 e foarte slow, adică nici nu s-a sesizat că am lipsit săptămâna trecută, foarte slăbuț cu știrile. Păi numai în podcastul ăsta o să ne concentrăm foarte mult pe efectele măririi salariului minim, pentru că nu poți să... Nu poți să treci peste. Exact, nu poți să trec peste, e un subiect mult prea important. Și care afectează literalmente pe toată lumea, indiferent dacă lucrează pe salariu minim sau nu, sau dacă lucrează pentru început, pentru că salariul minim este legat de o grămadă de alte taxe și impozite și tot felul de și prețuri într-un final. Așadar, primul subiect, dacă în Moldova mai multe fabrici de confecții și-au închis porțile, în Oltenia autoritățile se confruntă cu o altă problemă. Un azil de bătrâni de județul Dolj a majorat tariful cu 70% pe lună pentru a putea plăti salariile angajaților. Mai multe familii și-au retras deja rudele pentru că nu mai au bani, relatează Digi24 sau CAC24. Ionel Tache are bunica internată în centru din Malu Mare, iar bătrân are nevoie de permanență de supraveghere. După ce a aflat că în loc de 1000 de lei pe lună va trebui să plătească 1700, a cerut externarea femeii. Și nu este singurul care a luat această decizie. Până acum 3 familii au solicitat același lucru. Conducerea căminului recunoaște că taxa de aici este una foarte mare, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Noi am avizat în sensul că este o hotărâre de Consiliul Local și trebuie pusă în aplicare. Asta e normal să fie mărit prețul, zice Marius Udrică, șeful de cămin
și de la Malul Mare. În prezent, la Malul Mare sunt internați 68 de bătrâni care sunt îngrijiți de 20 de angajați. Căminul a fost amenajat cu fonduri europene în urmă cu 3 ani și a costat 900.000 de euro. Ma, încă o dată, mențiune, salariul minim e legat de o grămadă de chestii. E legat și de acel ISR, indicatorul social de referință, care în funcție de ăla se calculează amenzile, în funcție de ăla se calculează o serie întreagă de impozite. De-aia e important ca salariul minim să nu mai crească măcar 50 de ani de acum încolo, de preferință mai mult, pentru că de fiecare dată când faci chestia asta ai efecte negative, o cascadă de efecte negative. Bun, acum hai să zic și părerea mea. Bă, frate, 10.000 pentru un cămin de 10, 1.000 pe lună pentru un cămin de bătrân decent este o sumă mult sub piață. Oare? Da. Pentru că un 200 și spun la modul că eu chiar m-am interesat în zona Clujului, în zona Botoșaniului de cămine de genul ăsta pentru bună mea. Mm-hmm. Și nu, sub 1.500 nu ai condiții decente. Mm-hmm. Adică nu îți dă cameră separat, pat, chestii, așa. Mi se pare extrem de puțin dacă luăm 1.000 de lei, trebuiau să ajungă la nivelul pieții undeva. Mm-hmm. Ca film te dau dracu, faliment. Da și nu, pentru că am văzut niște poze din interior, acum nu știu cât sunt de actuale pozele de la Malul Mare. Nu arăta a top tier thing, adică era ceva totuși sub mediocru, care și cam justifica prețul de 1.000. Asta unul la mână, doi la mână e județul Dolj, Aline, nu e județul Cluj. Pentru, nu știu ce zici, pentru piața de acolo prețurile sunt aceleași în materie de îngrijirea bătrânilor, sunt cam aceleași și aici și acolo. Nu neapărat, pentru că salariile sunt mai mari aici. Diferențele sunt mult prea mici, să știi. Un cămin de bătrâni în Botoșani, la dracu, are 100 și o țără de mii de locuitori. Mm. Un cămin de bătrâni îți ia undeva la 1.500. Mm. Da, da, și cheltuielile cu salariile sunt mai mici, pentru că salariile sunt mai mici totuși. Și în județ... Clujul dădeam 1.600 și ceva. Păi asta zic, da, dar în Cluj salariile oricum sunt mai mari decât în județul Dolj, e clar. Eu știu ce zic, dar nu. Adică, și plus că mai e o chestie, asta oricum a fost construit cu fonduri europene, deci pe bază de subvenții. E oarecum firesc să practice un preț ceva mai mic? Asta da, asta da, probabil pentru că li s-au gătat proiectul, subvențiile. Mm-hmm. Deși nu cred că s-a gătat după 3 ani, pentru că de obicei este pe 5 ani minim. Nu, sunt și pe 2. Sunt? Și pe 2 și pe 3, da. De obicei este cu construcții de cămine, că știu de când am fost parte din implementarea unui proiect similar la un centru de reabilitare neuropsihică, pe pentru tot așa, și pentru copii și pentru adulți. Și erau numai pe 5 ani minimum, dar e drept, asta era cu vreo 10-11 ani. Da, așa era problema medicală. Da, 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 da. Aia nu ceva. Că chiar avem birocrație din aia care ți le separă la nivelul ăla. Da, e adevărat și plus că, da, ce zic eu, era cu 10-11 ani, deci nu e chiar o chestie nouă. No, dar ideea e că oamenii trebuie să plătească niște dări la stat. Dări care trebuie să vină de undeva, de unde? La consumatorul din preț, final. Sigur că da, sigur. Din consumatorul final. S-au închis, într-adevăr, prin Moldova multe fabrici. Partea mai proastă și pe care nu vă prelatează mai niciunii din ăștia din presă e faptul că statele în care se mută fabricile respective sunt mult, mult mai profitabile pentru ei. Mm-hmm. Adică puteau să facă mutarea asta de mulți ani. Mm-hmm. Ei o pregătesc de ceva vreme. Că au venit acum cu creșterea salariului minim, că i-au împins, că i-au mai dat un ștă în fund, știi? Mm-hmm. Nu, ale erau mutări pregătite de multă vreme. Nu e obligatoriu. Unele da, unele nu. Pentru că, în special la astea mai micuțe, și ajungem la următorul subiect unde avem chestii mai micuțe și care sunt totuși companii românești, ăștia nu se pregăteau să mute. Li s-au umplut paharul din cauza glumelor de genul ăsta. Pentru că, din nou, pe lângă faptul că, de exemplu, cum a fost și fabrica aia cu patronat englez, care pleacă de la Urziceni în curând, sau a plecat deja, mă rog. Eu oricum n-aveau niciun angajat cu salariu minim pe economie, deci teoretic nu i-a afectat, dar în practică te afectează pentru că ai o grămadă de impozite calculate în funcție de salariu minim și practică lor le-au crescut nivelul dărilor la stat cu mult mai mult decât ar fi crescut cheltuielile lor cu angajații, care oricum iau cam tot pe acolo. Oricum nu se vedeau, da. Asta e problema cu salariu minim, pe lângă faptul că interzice oamenilor să muncească pe mai puțin bani chiar dacă vor, creează efecte în lanț toate negative
pentru o grămadă de alte afaceri și inclusiv pentru oamenii care nu au afaceri. Pentru că și prețurile magazin într-un final o să crească, sau au început deja să crească. Da, au început deja, mm-hmm. Vita cu mm-hmm. toate alea, au început deja să crească prețurile și afectează pe toți, nu numai pe... Da, 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 nu-i afectează, adică ideea asta că domnule salariul minim îi afectează numai pe aia patronii lacom care nu vor să ne plătească pe noi cu mai mult. Na, na, na. Mm-hmm. Nu așa funcționează. Nu așa funcționează. Când crești prețul artificial a unui serviciu, iar forța de muncă e totuși un serviciu, la fel ca conexiunea la internet sau orice altceva. Da. Lecția 1 de inflație, când ai prea multă masă monetară aruncată pe piață, valoarea ei scade. Sigur că da. Ai forțat o lege care ți-a aruncat un 10% în plus masă monetară în piață. Să clar că... Da, și, nu, da, cea mai bună comparație asta cu conexiunea la internet. Dacă mâine ar decide guvernul că nu are voie să coste abonamentul la internet mai puțin de 80 de lei pe lună, a ieșit scandal. Păi cum, domnule, da uite, BTS-ul poate să-mi dea cu 24 de lei sau Telecom poate să-mi dea cu 20 de lei. Exact. De ce să-mi ceară 80? E absurd. E aceeași chestie și aici. Tu îi spui unui consumator, respectiv afacerilor, că n-au voie să consume anumite servicii cu mai puțin de 2000 de lei pe lună. Mă, da, 2000 de lei pe lună. Cât ajunge cu tot cu taxi. Spui că n-are voie să consume acel serviciu cu mai puțin de 2000 de lei pe lună. E fix același lucru. E asta că, domnule, dar nu te gândești la muncitori? Păi da, aceeași chestie. Dacă mâine se face abonamentul la internet 80 de lei pe lună, muncitorii s-ar putea să fie plătiți mai bine. Același argument pot să-l aduc și în aia. Nu vă gândiți la muncitorii de la Rom Telecom că-ți plătiți prost sau aia de la RDS, care nu-ți plătiți prost. Vânzătorii îți plătiți mai prost dacă nu-ți performanți. Bine, mie, asta cu vânzătorii, mie personal, aia mi se pare cel mai onest job. Ești bun, faci mulți bani. Ești cârpă... În vânzări, selecția naturală se impune automat. Da. Nu știi să vorbești, suci curs și pleci din firma, că nu știi să vinzi. Mm-hmm. Da, vedeți, bă, în vânzări, mai ales vânzări direct, nu există concedie direct, pleci sigur. Da. Nu te dă nimeni afară. Că oricum nu coști firma în plus. Că oricum, două, trei servicii cât ți-ți acopere costul cu tine, le vinzi oricum, din greșeală. Garantat le vinzi. Dar ca să faci bani la modul ăla, că să deși între sigur. Să-ți merită deranjul, da? Nu. Dacă nu ești, stai, oricum pleci sigur. Personal, aș vrea ca toate salariile să fie așa, ca alea din vânzări. Yeah. În funcție de cum te descurci, luna asta s-ar putea să faci leafă numai 700 lei, că atâta ai produs. Luna viitoare s-ar putea să produci de 7000, ceea ce da, era în perioada anilor 90-2000, în firmele de confecții, era regula aia acordului individual. Mm-hmm. Primeai bani pentru numărul de item-uri pe care le-ai făcut. Mm-hmm. Scurt, dacă nu făceai... Da, noi ce facem aici? Coasem cămăși, perfect. La atâtea cămăși cu sute, atâția bani. Mai coși în plus, încă pe atâția bani. Și tot așa. Perfect onest. Cine vrea să facă mulți bani, muncește mai mult. Cine e mulțumit cu mai puțin, e mulțumit cu puțin, e regulă, nu-i nicio... Da, atunci era problema când salariul minim nu conta, ori nu exista. Bă, salariul minim când m-am angajat eu acolo era 800.000 sau, nu, 1.600.000. 1.500.000 au fost prima oară, după aia l-au crescut cu 100.000, că erau banii mei. Și nu, eu am lucrat acolo vreo câteva luni, mi-am băgat picioarele că plăteau foarte prost și m-am mutat la o altă firmă care plătea la modul că de 3 ori salariu minim. Adică nu. Na, eu când m-am angajat prima dată, salariul minim pe economie era un milion în cap, să vă prin lege. Primul meu salariu a fost 1.700.000 și aveam 12 ani și ceva. Adică, de asta nu toată chestia asta că, domnule, că dacă nu pui un salariu minim o să angajeze lumea pe 5 cenți pe lună, nu, n-a trebuit. Pentru că omul o să-și negocieze munca, o să ducă mai mult tupeu la interviu. Frate, vin să fac o chestie. Îmi dai bani pentru ce fac? Nu, țuțu, ia de aici, caută-ți fraie. Cu cât mai mulți fraieri în firmă, cu cât mai multe șanse de faliment. Da, sigur că da. Adică, ce nu înțelege multă lume și asta o să tot insistăm multe luni acum colo podcastul ăsta. Economia are puteri proprii, nu degeaba îi zice mâna invizibilă, are puteri proprii de a-și atinge propriul echilibru așa cum este el în funcție de contextele
pieții. Și asta o face mult mai bine economia pe ansamblu, cu diferiți indivizi negociind între ei, decât poate să o facă un birocrat. Pentru că un birocrat nu poate cunoaște toate variabilele care intră în stabilirea unui preț. Oricare ar fi prețul, că e prețul la pâine sau prețul la forța de muncă, respectiv salariu, e același rahat. Același mecanism. Birocrații nu se cunosc bine pe ei. Deci am văzut o chestie mișto, acum da, știu, o să laud un film socialist, Zootopia. Da, nu l-am văzut încă. Una din scenele care am zis că descrie cel mai mișto America. Leneș, din aia de junglă, angajați în departamentul DMV. Dar nu descrie bine America, descrie bine socialism. Birocrația în general. Da, da, da. Deci era cu... Da, nu, bine, DMV-ul e, bă, cum a venit, the epitome of inefficiency. Deci mă pune să cauți scenii ăștia să le arăză aici. E genial. Da. Deci nu e perfect birocrația. Au intrat să verifici un număr de matriculare la DMV dimineața și o ieși seara. Da, nu, bine, în Statele Unite DMV-ul și poșta îs the epitome of government work. Știi? Adică, ca și la noi, de altfel, la bine, la noi la permise nu e așa eu, dar la poștă e exact, dacă vrei să simți cum ar fi să... Bă, tu știi că tot am la poștă, că nu aveau ăștia bani să-mi dea un căcat de indemnizație de handicap. Deci, pe bune, îmi trebuia să mă duc de dimineață, stau să aștept poștărița să iau banii de la poștăriță, de la oficiul poștal, că nu mai ajungea cu banii până la mine. Da, bine, am pățit-o recent, acum vreo două luni, mi-a trimis un client, doi am zis, bă, folosește și tu metode mai din secolul 21, dar el s-a gândit să folosească ceva serviciu dubios al cecului. Și m-a dus la cec și deci mi-a dat 500 de lei în hârtii de 5 lei, pentru că numai așa avea. Deci, și mă uitam în caseria lor când a deschis și pe bune, adică că știu magazine de cartier în parc de faliment care au mai mult bani în caserie decât avea sucursal la cec marți dimineața la ora 95 minute, adică deci nu zici că luni, că s-a golit din săptămâni precedente și nu? Marți. Groaznic. Bun, rămânem în subiectul salariul minim pe economie. La Oradea, Antonio Sargenti, administratorul unei firme care are o fabrică de pantofi cu peste 900 de angajați, se gândește la rândul lui să-și mute afacerea în altă țară. Citat, prețul din manoperă începe să se apropie de orice altă țară din vestul Europei. Ne face ca noi, încet, încet, să ne gândim la o relocare în locul în care producem, spune Sargenti potrivit în cont.știrileprotv.ro. Oamenii de afaceri spun că în ultimii 4 ani salariul minim s-a dublat de la 700 de lei în ianuarie 2013 la 1450 în prezent. Din nou, e vreo 1800 complet cu tot cu taxe, dar mă rog să-i peste. În tot acest timp, angajații nu au produs mai mult. Majorarea cu 16% a salariului minim brut de la 1 februarie 2017 începe să fie resimțită de micile afaceri din România. Managerii a două fabricuțe din județul Buzău spun că fie au operat deja disponibilizări de personal, fie se gândesc la concedieri potrivit Startup Cafe și preluat de CAC24. Una dintre fabricile afectate este Mobil din orașul Râmnicu Sărat, județul Buzău. Fabrica face încălțăminte de piele și, deși a început în Lond din 2005, fabrica lucrează pe propriile lor modele sub marcă proprie, înregistrată în România. Asta apropo de aia care vor să greblezi economia. Deci o fabrică care produce brand propriu românesc de 12 ani de acum, conform PSD-ului, ar trebui greblată. Pe bune, ăștia-s vite cornute de acum. Stau și mă întreb câteodată dacă nu suferă de probleme neurologice care duc către retardism. Nu întâmplător și-au votat stres neuropsihic. Spor din ăla ca să ajungă de medicamente, probabil. Bă, aș vrea să-i văd pe medicamente, pe funcționarii de la ghișee, că ar fi mult mai calm și mai politicoși. Mai ales mai politicoși, da. Deci eu aș vrea să-i văd pe medicamente. Dă-le, frate, Xanax! Dă-le! Acum, la modul foarte serios, mă gândesc să-l cam... explic de două ori, dă-l morți mă zic, mă, să nu mai văd cu moaca aia acră. Da, de parcă l-ai deranjat cu ceva, de parcă n-ai fi plătit din banii tăi. Exact. Mă gândesc să-l caut pe patronul de la Râmnicu Sărat, să-l ajut să-și mute fabrica în Ucraina. Nu îi face rău. La modul foarte serios, că știu unde să-i fac rost de angajați, care ar fi perfect dispus să lucreze pe 1300 de lei pe lună, cu mare plăcere și fără să obiecteze, lasă-mă să trăiască ucrainienii dacă eu mă. Ce? Serios, e deja groaznic, adică
Astea sunt firme care practic, ăștia țin economia în spate. Orice economie capitalistă, inclusiv România, da, se bazează pe IMM-uri, ăstea mici. Ăștia care gândesc politicile, cred că uită o anumită chestie. Faptul că statistic vorbind, impozitele, taxele și impozitele, nu vin de la firmele foarte mari. Nu, de la IMM-uri și cea mai mare proporție este de la persoane fizice și de la IMM-uri din astea de 3 lei pe care vor ei să le grebleze. Da. Ce facem? Rămânem cu 5 firme mari care dau cât? 5-10% din... Bun, și chiar presupunând că reușesc să le taxez mai mult pe alea, nu reușesc să acopere cât pierzi din distrugerea IMM-ului. Poate 90% din... Exact, exact, da. Și plus că nu e o economie sănătoasă una în care ai o porțiune foarte mare din bugetul statului plătită de firme foarte mari. Pentru că asta înseamnă cronyism, asta înseamnă că 5 firme pot dicta toate politicile pentru că ei dau majoritatea exact, banului. Ei dictează banul. Da, sigur că da. Nu e o economie sănătoasă. Sănătos este cum e acum, când majoritatea economiei e trasă în spate de IMM-uri, de indivizi și nu de firme foarte mari, impersonale cumva. Da, și pe bune, adică te apuci să... Și că practic chestia asta distruge economia la modul foarte groaznic. Pentru că în momentul în care... Deci ai din ăstea, uite cum e ăsta de Râmnicu Sărat, care produce brand propriu. Deci nu e că, domnule, că sclavie, că learn, că morții măsii, ce mai aberează, cum abera ăla consilierul din Magalia, la mine pe profil, că nu-l uit nici acum, doamne, ce dobitor. Deci nu e că din alea, nu, ăsta e firmă care are brand propriu, care își vinde pantofii proprii, majoritatea... Care dă din mâncare la niște oameni. 900, adică, știi, nu e o... Nu, 900 și familiile lor. Și familiile lor, sigur că da. Adică ăștia își produc brand propriu pe care îl exportă, că aduc capital nou în țară și tu vrei să-i greblezi pe ăștia de ce? Că ai decis tu din pix că nu e suficient de mare salariul lor? Pariez că mulți dintre cei care au decid chestiile astea nici măcar nu știu unde e Râmnicu Sărat pe hartă. Serios vorbesc. Eu am fost în Râmnicu Sărat recent, acum vreo 2 ani de zile. Brustule, o leafă de 1200 net în Râmnicu Sărat e o leafă bună. Că așa da, pare puțin când te uiți din Cluj. Dar uite, da, uite-te din zona aia de acolo, că în zona aia de acolo... Acolo contează banul mai mult. Decât... Un leu cumpără mai multe chestii în Râmnicu Sărat decât în Cluj sau absolut, în București. Absolut. Dar, pana mea, te duci și faci Xerox cu 15 bani, nu cu 50 de bani ca în... Exact. În Cluj. De un leu îți tragi câteva copii. Exact. Și, da, bine, asta, da, un exemplu foarte comun. Basic. Da, nu te să uite, te gândești la alimente. Păi da, un kil de roșii nu-i 4,50 lei că te incluși. Nu, e 2. 2 maxim. 1,70 lei, chestia de genul ăsta. Adică sunt niște diferențe care contează. Și da, așa când te uiți din București sau din Cluj, domnule, cum trăiește la pe 1200 de lei? Păi bă, dacă spui că trăiește pe 1200 în Cluj, îi plâng și eu de milă. Dar dacă spui că trăiește cu 1200 în Râmnicu Sărat, nu-i mai plâng de milă, că 1200 în Râmnicu Sărat, raportat la purchase power parity, în Cluj ar veni 3000 și. Cam așa ceva, cam aia e diferența. Și 3000 și în Cluj, iarăși, nu e o leafă mică. Adică, nu înțeleg de ce... De asta nu-s bune astea cu... Până la urmă, o să ajungă pe grindeanul ăsta să aibă partii de urări din alea, sper să iei cina cu proteanul. Nu, da, de asta nu-s bune soluțiile astea cu one size fits it all, că nu ai aceeași oca peste tot. Era la un moment dat ideea că să pună salariul minim diferențiat pe regiuni. Altă tâmpenie. Bă, da, eu tâmpenie, sigur că da, dar e mai apropiat de realitate, că măcar recunoaște că același ban nu are aceeași valoare în fiecare regiune a țării. E un cretinism, pentru că în Transilvania, de exemplu, avem județe cum e Clujul, care își permite să aibă un salariu mai mare și mai dă de mai încolo la sălaj. Sau Bistrița. Sau Bistrița, care e sub vas. Sau Hunedoara. Sau Hunedoara, da, dar mai ales Bistrița și Hunedoara, care sunt mult sub vas. Și nu poți să-i impui regional pe... Aceleași, pe județele alea, salariu minim de 2000 de lei cât îl dai în Cluj. Da, cât îl dai în Cluj, da, pentru că în Cluj, de fapt, o salariu minim în prezent e vreo 1600 net. Eu am o idee, bă, dă salariu minim să-l hotărască consiliile locale. Ar fi cea mai, dacă tot vrei să ai un salariu minim stabilit legal, dă-l la consiliile locale, că și-l fac pe ea. Bine, dar asta ar însemna prea mult federalism și știm că nu le place la român chestia asta, pentru că îți dai seama că ar exista, imediat ar veni localități, inclusiv Clujul, care spune, da, la noi s-a luat minimul zero. Și ar răsări concurență între localități, ceea ce sigur ar fi un lucru fabulos. Concurența duce la progres, cu pic paștere măi. Sigur că da, dar vezi că românilor nu le plac măsurile astea așa cum e os federalist. E o poziție extraordinar de
bine pusă la punct. Românilor nu le place libertatea. Da, așa e, așa este. Când, de câte ori aduc vorba de chestii de astea federaliste în care să scazi puterea centrală și să o pui cât mai aproape de cetățean, de fiecare dată, a, domnule, dar asta e Republica Federală. Da, și ce e una asta? Eu aș merge încă mai departe, aș pune din astea, bă, localitățile să decide dacă, nu știu, să legalizeze sau să ilegalizeze drogurile, să legalizeze sau să ilegalizeze păcănelile. Aș da o grămadă de putere autorităților. În acolo. Cluj ar umbla iarbă la legală de... Probabil că da, probabil că da. Sau poate că nu, nu știm. Garantat. Nu știu, nu sunt convins, dar foarte probabil da. Dar indiferent, și dacă ar decide să fie ilegală, sigur, Oradea, ca să atragă clientela, ar spune, nu, domnule, uite, la noi e legal. O chestie de genul ăsta. Eu nu văd nimic în neregulă. Dar eu știu ce spui. Dar vezi tu că și românilor le-a fost cel mai bine când erau cu ceva după gât. Mm. Cu vreun călcăi, vreun genunchi, ceva după gât. Când a fost la noi pace, cât a fost protectoratul rusesc, cât a fost turcii cu ei lor fanarioți. Știi? Și în anii 30. Și da, 20. Bine, și în anii la începutul secolului. Imediat după primul război. Da, bine, dacă nu, n-aș merge chiar până atâta acolo, pentru că, de exemplu, era scola de la 1907 și aia a fost acest pop rusesc, nu a fost o chestie organică. Că ești pe acolo câte o chestie, dar mă refer la masă, ori stat cu minți cât ori avut prin de luni pus după gât. Și s-o mai trezi câte unul care a făcut cum au făcut tinerii noștri de la comunistă, știi? Că practic ce-au fost protestele aia. Răscoala de la 1907 fără boieri morți. Da. Cea mai bună perioadă rămâne aia din interbelic, dintr-un motiv, dar și atunci aveai tot la fel, aveai măcar o recunoaștere a faptului că, domnule, există o elită de business, niște oameni care știu să facă afaceri, știu să facă bani și tindem să-i ascultăm, și țărănimea, dar tindem să-i ascultăm pe aia care știu să facă bani, pentru că dacă aia fac bani, facem și noi bani și ne e bine tuturor. Și-au rămas valută convertibilă la un moment dat, adică, bun, nu era chiar un franc aur cum umblă mitologia, dar era pe aproape. Că te duceai cu veniturile din România, din principate, trăiai bine mersi în Franța. Mm-hmm. Adică, câți n-au avut școliți pe acolo? Mm-hmm. Da, nu, și din principat, dar și din România. Deci după independență, după unire, după tot, în continuare lucrurile au stat așa. Au stat așa până în 48, când au venit bolșevicii, da. Și se poate ajunge din nou la situația aia, cu condiția să percepem o dată pentru totdeauna că, bă, nu, oamenii nu sunt egali. Unii oameni sunt mai deștepți decât alții, unii oameni muncesc mai mult decât alții, unii oameni nu vor să muncească mai mult și e perfect în regulă, nu te obligă nimeni să muncești. Numai comuniștii aveau obsesia asta că toată lumea trebuie să muncească. Nu, unii oameni n-au nevoie, nu vor să muncească. Au un partener de viață care muncește mai mult și întreține și pe ei. E perfect în regulă. Nu văd de ce trebuie să pretindem că suntem toți egali și mai ales egali economic. Aia e clar, nu. Nici măcar comuniștii nu au reușit să ne facă egali economic. Bă, la partid erau mai șmecheri decât noi restul. Băi, aveau circuit de magazine închis, mă. Sigur că da. Ah, bun. Rămânem în sfera economiei. Deficitul preconizat pe anul ăsta 3,7%, dar nu mai mult de 4,2%, zicea știrea aia. Ăștia din groapă. Problema nu e că ne îngroapă. Problema e că au pregătit și un cifaron de beton să nu doar ne îngroapă. Înțelegi? Să nu mai ai nicio șansă să fie cavou. Să nu mai poți ieși de acolo. Cu fraților 3,7 e nenorocire până la urmă la nivel de buget. Pentru aia care nu înțeleg ce înseamnă deficitul. Eu am 100 de lei și vreau să-mi iau iarbă și dealerul îmi cere 120. Dacă nu-i dau banii, trebuie să mă împrumut. Și aia trebuie să-i dau înapoi împrumutat și dau cu dobândă. Da, simplu. Și împrumut acum 20 de lei ca să-mi iau iarbă și după aia eu trebuie să dau înapoi 25. Exact. Și fac chestia asta în mod repetat și ajung la o diferență destul de mare între ce mi-intră mie în buzunar și ce se duce în drogurie. Și mai trebuie făcută diferența și dintre deficit și datoria națională. De exemplu, pe luna asta venitul meu e 1000 de lei, să zicem, dar eu cheltuie 1200. Aia 200 de lei este deficitul pe luna asta, dar eu am făcut la fel și luna trecută. Datoria mea e de 200 de lei deja. La sfârșitul lunii este ea, după ce am terminat cu exercițiul bugetar pe luna asta,
Luna viitoare, dacă vreau să fac același lucru, eu deja am datorie 400 de lei. Aia e datoria națională, deficitul e pe luna sau pe anul pe care se discute execuția bugetară. Și mai trebuie făcută diferența între datoria națională și datoria publică. Că așa, datoria națională a României e pe la aproape 200 de milioane de, de euro. Dar datoria publică e, cred că, sub 100 totuși. Aia publică contează, că pe aia o plătim noi toți. Aia, restul e datorie privată, gen și-a făcut la credit la casă și nu mai este stare să o plătească. Aia e problema. Ia, aia nu afectează. Da, pe mine mă deranjează când să pun una peste alta datoria națională și datoria publică și să folosite ca termeni interschimbabili. Nu sunt termeni interschimbabili, datoria privată e treaba privată. Datoria națională prinde și datoria publică e categorie superioară. Da, dar vezi tu că presa nu face niciodată clar lucrul ăsta și mai ales presa care are câte o agendă, gen cum se aia de la Active News, care spun, dom'le, uite cât e datorată România. Nu, fals, România e datorată numai cu atâtica, restul până acolo e datorie privată. Care nu interesează pe nimeni. Da, interesează pe aia care a făcut-o. Interesează pe aia care se implicați în procesul ăla, nu pe restul, nu are impact asupra restului, numai dacă pică cu totul concernele. Sau are impact asupra restului când mai vine statul cu prostii din alea, gen conversia CHF-ului și atunci... Bă, o pica legea, las-o. Da, o pica, dar totuși. Și a fost declarată neconstituțională. Era și culmea să fie declarată constituțională, adică atunci puteam să ne lăsăm de tot sportul ăsta cu curtea constituțională, puteam să desființăm, să ne apucăm de republici bananiere, pe bune, în momentul în care vine curtea constituțională să spună că e perfectă regulă să dai cu șutul în economie, cum ai tu chef, așa, cât te-ai născut, cât ți s-o sculapă chelie pe stânga astăzi. Nu funcționează așa. Când îți faci datoria ta personală, e responsabilitatea ta, nu poate să fie responsabilitatea întregii societăți. Mai rău e când, în schimb, când face statul din astea. Pentru că atunci le plătim noi toți. Adică fiecare copil născut astăzi în România are deja vreo 7.000 de euro datorie, ceva de genul ăsta, nu? Cu minus. Și trebuie să-mi spate un copil la produs să plătim datoriile, îți dai seama. Da. Bine, n-asta-i ca dacă... Bine, aici sună foarte... nu fascist, dar clar neliberal ce zic eu aici. Dar n-asta-i ca dacă exista un program din ăsta. Dom'le, cât e datoria per capita în România? Atâta, 7.000 de euro. Bun, perfect. Cetățenii care plătesc aia 7.000 de euro, așa, banii aia se duc direct în plata datoriei publice. Și aia, aia sunt cetățenii liberi, restul care n-au plătit încă nu sunt cetățenii liberi. Ia să vezi după aia ce repede o să începe să le pese tuturor, în special lor care nu-și permit să plătească repede datoria. Să vezi ce repede o să înceapă să le pese de cheltuielile statului, să vezi ce repede o să începe să le pese de echilibru bugetar, să vezi ce repede o să începe să le pese de o grămadă de chestii pe care acum cel puțin românii tind să le ignore. Românii ignoră, că spun, dom'le, vezi că au crescut cheltuielile bugetare cu foarte mult și nu se justifică, n-ai de unde să le dai. Românii nu le pasă. Ia să pui o măsură de genul ăsta, boss, ia, le plătești tu acum. A, n-ai? Nasol. Nu votezi. A, știu? Aia e Vax Albina. Băi, nu, da, zice. Adică... Nu o să le pese românilor. Băi, dacă n-au voie să voteze, bă, s-ar putea să înceapă să le pese. O să le pese la modul că o să-i foarte supere chestii, o să fie niște proteste, dacă nu, o să rămână așa și or să se împace cu ideea, crede-mă. Da, s-or împăca cu ideea cu unui candidat unic la alegeri, adică 50 de ani. Da, e adevărat. Adică, bine, și asta nu e neapărat o meternă a românilor, dacă e să fim sinceri până la capăt. A, nu, e o meternă a tuturor. Da, e o meternă a naturii umane. Oamenii se adaptează la o grămadă de prostii sinistre, la care te gândești că, în mod normal, n-ar avea cum să adapteze. Dar e remarcabil cât de repede se adaptează. Oamenii ori să se complacă în situația aia, aia poți să votezi Vax. Dar votează altul. Și atât. Da. Oricum, revenind la chestia asta cu deficitul, îmi place nonșalanța cu care ți-o prezintă guvernul. A, domnule, undeva între 3,7% și 4,2%. Adică e undeva de genul, îți tăiem o mână sau amândouă, știi? Adică, nu, e o chestie foarte serioasă, e o chestie gravă. Nu e ca și cum, ai dacă era undeva între 0,7% și 1,2%, bă, mai eram de acord. Asta e ca la cutremure, e logaritmică creșterea, știi? 0,7% nu contează așa mult, 3,7% contează enorm. Da, dar tu când în fiecare an ai câte 4% deficit, vreme de 20 de ani... Da, pe acolo apare problema, că dacă ai un an 4% deficit... Și începe datoria publică să ajungă la nivelul la 80-90% din PIB. Da, da. Acolo să vedeți cum se simte. Mm-hmm.
Cam și noi cam suntem pe acolo. N-am ajuns încă acolo, dar dacă guvernul ăsta continuă așa tot mandatul, 4 ani de zile, ne ajungem pe acolo, da. Pentru că Baiul nu e ca intru un an deficit 4,2%, dacă în precedentul ai avut 0,2 și în următorul ai 0,3, nu e o problemă, se acoperă, se mai rezolvă. Plus că noi nu suntem o țară cum e Statele Unite. Dar dacă ai anual câte 3%... Exact, în 5, 6, 7, 10 ani începe să observe și începe să fie o problemă. Plus că noi nu suntem Statele Unite, așa de exemplu, uite, Statele Unite are cât ai? 120-130% din PIB. Da, au și PIB. Da, odată că au și PIB, dar mai important e că Statele Unite poate să crească peste datorie, când grow itself out of debt. Noi nu prea avem cum, am putea să facem și noi același lucru, fără discuție că am putea să facem. Dar asta înseamnă scădere de taxe, scădere de birocrație, scădere de ajutoare sociale, înseamnă o grămadă de chestii de genul ăsta pe care noi nu vrem să le facem. Noi ca popor, sigur, eu le-aș face. Să lași mă săracii să moară de foame. Băi, nu știu, așa a făcut Balțerovitz în Polonia și s-au văzut. Polonia n-a mai avut criză economică deloc din 98. Băi, ești uman, bă, să lași săracii moldoveni să moară de foame. Eu... Dă sete, să nu mai aibă bani de o țuică. Eu cred că moldovenii ar fi primii care s-ar adapta fără probleme, pentru că... Dacă trebuie să găsești bani să-ți cumperi țuică, frate. Și te miști, și te miști, că nu ai, te miști. Adică nu știu, mai ales gândește că în Moldova românească mai fel, bineînțeles. În Moldova e porțiunea cea mare de oameni care știu să construiască chestii din nimic, care știu să... Toți oamenii ar putea să-și valorifice skill-ul ăla, dacă n-ar mai exista ajutoare sociale și salarii minim și prostii de genul ăsta, vânde-vândă o să vrea să-ți vândă skill-urile alea, că n-au de ales. Eu am avut un șoc când m-am mutat acum 4 ani în Cluj, 4 ani jumate. Am venit să cu barul soră mie. Și stăteam de vorbă cu reprezentantul de la Heineken. Mm-hmm. Și zic, bă, am nevoie de două frigidere, de beri, chestii, toate alea. Eu moldovean, sânge de la, bă, azi am zis, azi se face. Ăsta nu știu, da, te caută vreo două zile. Venim pe două săptămâni, omul. Zic, bă, la mine s-a învățat altfel, când dau comanda, pot să dau telefonic. Moldova, băutura se livrează urgent. Da, da, sigur că da. Adică nu stau să aștept două săptămâni după o bere. Aici, moldovenii chiar s-au miratiz prin natura lor. Da, și oltenii la fel. Eu din potrivă, cred că dacă s-ar aboli toate prostiile astea, județe precum Vaslui sau Botoșani ar beneficia enorm. Sigur, primele 6 luni până se prinde că chiar s-au gătat cu pomenile, ar fi rău. Dar după 6 luni, garantat creșterea ar fi așa, pe un grafic, pentru că n-au de ales. Și când n-au de ales, al dracu moldovenii se miște. Păi să nu uităm, să nu uităm nimeni. Burta când îți dă ghes. Cum ziceau, era sloganul ăla de la Foxconn, că foamea este cel mai bun profesor. Absolut. Păi gândește după Revoluție, imediat după Revoluție. Și atunci deci creșterea economică raportat la medie a fost mult mai mare în Moldova decât a fost în Transilvania. De ce? Că în Transilvania oricum viața era ceva mai bună. Da, era un pic mai... Adică după Revoluție, creșterea în Cluj, de exemplu, a fost cu 100% în primii 10 ani. În Moldova a fost cu 400%, cel puțin. Atât de repede au urcat moldovenii, că nu au avut de ales. Pentru că, bă, gata, nu mai sunt pomeni, nu mai sunt nimic, s-au plâns un an de zile, dar după aceea au fost pe treabă, că asta e. La fel s-ar putea întâmpla încă o dată, ar putea avea din nou un miracol economic de genul ăsta. Da, dar pentru asta nu trebuie să avem socialiști la conducere. Și în general nu trebuie să avem socialiști. Aia bine, nu, lasă-i, bine și părerea lor acolo undeva într-un colț, că nu poți să trăiești într-o bulă. Din elicopter cum? Așa, nu. Îi punem să-și o scrie pe testament. Sau să ne povestească din elicopter. Și le promitem cu jurământ de moarte că ținem cont de părerea lor. Da, da, îi promitem că o să o citim. O să o citim, da. Da. Putea alea, că o să moară mama de nu citesc asta. Da. Bun, rămânând tot în sfera economiei, dar data asta cu vești ceva mai bune, legea prevenției. Firmele vor avea 3 luni la dispoziție pentru remedierea unei probleme constatate de către inspectorii ANAF, iar lista contravențiilor pentru care va fi aplicată legea va include 396 de nereguli, zice actualul proiect al legii prevenției obținut de hotnews.ro, citat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator are obligația să reia controlul, completând planul de remediere. Dacă se constată că contravenientul nu a respectat măsurile stabilite în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces verbal de constatare și sancționarea contravenției, prin care persoana competentă aplică sancțiunea sau sancțiunile cu respectarea legislației în vigoare, se mai arată în proiect.
Legea trebuia să ajungă cam în această, cam luna asta în Parlament, dar termenul a fost ceva mai decalat, pentru că termenul inițial a fost restrâns, zicea în februarie Ionuț Mișa, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Tot dânsul spune, cităm, dacă vrem să facem un lucru adevărat serios și profesionist, fără să revenim ulterior corecturi, cred că acest termen trebuie împins. Suntem deja în discuții la nivelul Comisiei de Lucru care se ocupă de această lege. A fost un mic declic dat de demisia lui Florin Gianu, fostul ministru al IMM-urilor, dar tot nu cred că ne vom încadra în termenul inițial. Vrem să dăm o lege cât mai bună și de aceea am avut întâlniri cu colegii de la alte instituții care aplică sancțiuni, a mai spus Mișa. Noi am mai discutat despre proiectul ăsta atunci când a apărut prima dată știrea. Ea când a apărut în formă generală. Da, 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 și Florin Gianu încă era ministru. Bă, sper să meargă înainte. Acum că nu să facem martie, să facem iunie, e în regulă. E în regulă, să se facă. E ok să facă. Mm-hmm. Pentru că în felul ăsta o să scadă drastic numărul de abuzuri făcute de inspectorii ANAF. Mm-hmm. Hai de o dracului, nu poți să închizi un magazin pentru 50 de bani. Și s-a făcut locul ăsta, da. Special în timpul guvernului Ponta s-a făcut exact, asta. Exact. Nu poți face, ăla este abuz de putere, mm-hmm, în formă calificată, mm-hmm, și dacă îi s-o luăm chiar și pe mm-hmm. Da, plus că, bine, am văzut reacții de la anti-PSD-ști de serviciu și acum, da, și noi suntem anti-PSD-ști, dar nu suntem anti-PSD-ști de serviciu. De ce? Dacă e o idee bună, e o idee bună. Exact! O idee bună, e o idee bună, indiferent cine o dă. Și Stalin s-ar putea să fie avut o idee bună, din greșeală, dar tot a avut. Anti-PSD-ști de serviciu spuneau, domnule, că asta e o măsură ca să-și protejeze firmele de clientelă de partid. Don't give a shit, beneficiază. Maybe. Și alte firme. Maybe, dar la sfârșitul zilei legea se aplică la fel și inspectorii ANAF vor putea fi forțați în instanță să o aplice la fel. Să dea cât mai multe legi de astea să-și protejeze firmele lor. Da, 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 că asta e genul de lege care până la urmă beneficiază pe toată lumea. Păi, să dea cât mai multe de astea. Noi avem un cadru legal acum și mai ales cei care au condus o firmă, oricât de mică, știu foarte bine lucrul ăsta. Noi avem un cadru legal foarte dubios. În principiu, dacă vrea unul de la ANAF să te fută românește, o face oricum. O face oricum. Poate să te țină în controle până la maximul posibil, care nu știu, 60 de zile sau ceva de genul. Te zic că s-a mai schimbat termenii. La 90 inițial l-au mai scăzut, l-au mai crescut, mă rog. Poate să te țină o lună sau două în control, în continuu, până când îți găsește un rahat din ăsta. Ai uitat să pui virgula corectă pe nu știu ce act, care oricum nu contează. Da. Ai extintorul la 1,92 m deasupra solului și să fie la 1,90 m. Prostii de genul ăsta. Dacă nu ANAF-ul, nu e nicio problemă, corpul de control, altceva. Întotdeauna există ceva cu care să te românește. În mod normal, dacă tot ținem la respectarea unor astfel de reglementări, eu nu țin la ele, majoritatea ele mi se par complet inutile, dar dacă tot e să ținem la respectarea lor, firesc este să dai posibilitatea contribuabilului să le respecte, în așa fel încât să nu-i distrugi activitatea, pentru că și interesul tău ca stat care este? Business-ul ăla e să fie de succes ca să-i încasezi taxe de pe urma lui. Ca să o spunem pe limba inspectorilor. Bă, frate, dacă l-ai nenorocit, nu mai imită așa două ore de formă. Exact, exact. Nu mai e dreptul, frate, că nu mai este firmă. Gata, salut, pa. Lasă-o pe om să-și facă treaba. Plus că majoritatea... Cădeți voi la înțelegere după aia. Da, plus că majoritatea neregulilor nu sunt chestii, cum a venit, deal-breaking, adică de să stoardă pământul dacă nu le respectam. Sunt chestii minore, nu te costă nimic pe tine ca stat să-i spui boss, ai 3 luni să remediezi chestia. Eu țin minte că mi-a venit la bar când eram la sora mea, inspectorii de la jandarmi, și erau gata să-i dau vreo 10 milioane amendă sora mea pentru că nu avea minunile de civilduri lipite la prize cu 220 de volți. O prostie. În condițiile în care România rețeaua de 220 de volți e universală. Da, e universală și are deja 90 de ani de când e implementată, 100 de ani de acum. Noi nu funcționăm pe 380, nu suntem ruși. Da, și nici pe 120, cum e, nu mai știu, în Singapore sau ceva, da, sunt câteva țări. Ideea e că ăia care vor 380 își trag rețea separată. Da, da. Acolo poți să semnalizezi, băi, voltaj mai mare decât... Decât te aștepți. Decât te aștepți tu. Mm-hmm. Păi, dar la astea pe care le știi deja. Mm-hmm. Și, no, pica la pace. Da, iată, uite, de o chestie din asta. Dacă se supăză pe să punem că ținem la respectarea reglementării, domnule, să scrie pe priză că sunt 220 de volți. Mi se pare reglementarea. Da, dă-mi o săptămână să mă exact, dă-mi o săptămână să apuc să-mi printez abțibilul și le pun. Nu e nicio problemă. Nu moare nimeni, nu se întâmplă... Nu se distruge în niciun fel nimic din infrastructura publică. Nu se întâmplă absolut nimic dacă o săptămână mai durează până abțibilul la prize.
Sunt chestii de, din astea, de bun simț, deci, până la urmă. Absolut. Chestii pe care, s-o luăm pe bune, inspectorii fac bani grei. Da, sigur că da, din șpăci. Pentru că ăla îți cere șpagă, uite, nu-ți dau amendă 10 milioane, dă 1000 de lei, dă 1200 și mă fac că n-am văzut că ți-ai pus abțibil de acolo. Dar numai bine nu-ți dau nimic, adică stai puțin, da, ca ce chestie până la urmă. Asta nu e o neregulă. Sau dacă este, există o lege de genul ăsta care spune... Da, plus că firmele, cei care au avut firmă, toate firmele au un registru unic de control. Mm-hmm. În care se trec instituția care face controlul și observațiile. Sigur că da. Și acolo ăla poate să treacă, trebuie să remediezi aia, ai termen până la data de. Da. Adică e o chestie care se putea aplica și până acum dacă era bunul simț. Mm-hmm. Nu trebuie să vină prin lege. Da. Dar unde dracu să te baci? Că știi care e cadou preferat la inspectorul ANAF, nu? Să faci șof de tur o zi. Da. Și la mare. Mai ales la mare. Da. Adică sunt o grămadă de reglementări, atât economice cât și non-economice, vorba vine, că și alea costă bani, că de asta reglementările sunt dușmanul mai mare al libertății economice decât taxele. Apropo, episodul 4 o să fie despre supra-reglementare. Da, din seria ta cu prostiile UE. Da. Că, practic, reglementările de obicei sunt dușmanul mai mare decât taxele, că dacă ai avea taxe, nu știu, corporate tax 40%, dar te-a lăsat dracului în pace 99% din timp. Eu sunt convins că și multe afaceri mari care tind să fie zgârcite cu taxele, spune, da, boss, bine, îți dăm 40%, dar lasă-ne în pace. Absolut. Decât să ai taxe 15% sau 16% cum e la noi, dar să te îndoaie cu controlele din astea de doi scuipați, să-ți dea amenzi imense că nu ți-ai pus abțibildul ăla sau că ai extintorul cu 3 cm mai sus sau mai jos decât... E o prostie și îmi pare rău că legea asta propusă de Florin Jianu inițial se aplică deocamdată doar la ANAF. Ideal ar fi să aplice la toate. O să meargă pe toate, garantat. Da, așa ar trebui, să aplice la toate, și la corpul de control, și la jandarmerie, și toate prostiile alea. Proiectul inițial e pentru toate, nu numai pentru ANAF. Am acord, mers în discuții mai avansate pe partea ANAF-ului, no, asta e, dar o să meargă pe toate și o să fie, băi, eu zic că o să fie mai ok. Da, nu, e o idee foarte bună, chiar dacă vine din PSD, nu, asta chiar e o idee bună. Trebuie cumva, că pe lângă povara fiscală, antreprenorii trebuie cumva, nu ajutați, dar măcar lăsați în pace. Exact, că nu trebuie, antreprenorii nu trebuie ajutați, în capitalism statul nu te ajută, statul te lasă în pace. Problema e că la noi nici nu te ajută, nici nu te lasă în pace, e ca în armată, nici nu te fute, nici nu te lasă. Și atâta vreme cât avem un status quo din ăsta în care statul e din stat pe poziții adversariale, de poziții de adversitate cu antreprenori tot timpul, fără excepții, n-ai cum să ai creștere. Și atunci cum dacă we grow ourselves out of debt? No, we don't. Exact, n-avem cum. No, we don't. N-avem cum, nici măcar nu putem visa la chestia asta. Ideea asta se poate aplica atât la nivel de stat cât la nivel de persoană pe ajutor social. Mm-hmm. Exact aceeași chestie. Mm-hmm. Bă, dacă nu-l lași în pace, o să-ți stea acolo pe ajutor special mult și bine. Mm-hmm. Uite, Ucraina are un policy foarte bun pe subiectul ăsta. Eu luat pe absolut toți care au pe ajutoare sociale când s-a schimbat regimul în 2014. Și eu luat pe toți, bă, care știu să facă ceva. Nu contează dacă au calificare la mână sau nu. Bă, știi să faci un X shit, știi să faci, nu știu, zidărie. Așa. N-ai certificat de zidar. Uite, ne facem că nu observăm cât venit faci din zidărie, cu condiția să renunți la ajutorul social. Și au fost destui care au luat oferta, nu plătesc niciun fel de taxă, deloc. Bine, plătesc TVA-ul când cumpără, când cheltuie banii. Dar altfel nu plătesc nicio taxă și sunt o grămadă de ăștia, mici meseriași, zidari, electricieni, taximetriști. Se numește încurajarea producției internet. Da. Și uite așa, Ucraina în stare de război a avut în 2016 creștere economică. Nu s-a așteptat nimeni. Bine, eu mă așteptam că văzusem deja din teren cum o stea lucrurile și azi vezi în 2016 Ucraina creștere economică. Și au avut. Nu foarte mare, nu ceva spectaculos. Bă, dar au avut. Când ești în stare de război să ai creștere economică, asta e o chestie rară. Depinde unde își produc armele. Bine, nu, ei nu prea produc armele, îi portă de la noi. Dar nu asta e problema. Chestia este că au avut creștere economică exact făcând ce ar trebui să facem și noi. Bă, lasă-i dracu în pace lumea. Exact, și în special ăștia mici meseriași, îl costă mai mult pe stat să te caute ca să-ți ia 200 de lei în plus. Impozit. Ai văzut faza cu procesul cu baba? Da, exact, cum a fost aia de la Brăila, da. Eu, deci, pentru 290 de lei. Pentru aia care nu știți despre ce e vorba. O tanti a închiriat un apartament, băbuța bătrână, nu s-a dus să înregistreze contractul la ANAF,
ANAF-ul o vânat-o, probabil cineva o părât-o. Da, probabil sigur. Așa. Și o condamnat-o la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru și o pagubă de muncă în folosul comunității. Așa, și 80 de ore de folosul comunității pentru o pagubă adusă statului în valoare de 290 de lei. Atât. Da. Cât a costat numai procesul? Pe procesul a costat cel puțin 4.000 de euro. Minim. Minim. Ancheta anterioară procesului. Uh-huh. Cât costă supravegherea ca femeia să-și facă alea 80 de ore de muncă? Și ca să fie totul până la capăt, înainte de începerea urmării penale, când era încă în stare de pre-penal, da, ea s-a dus și-o plătit 290 de euro. Da, și ea și-o și plătit. Deci i-o și plătit deja, înainte să o trimită în judecată în penal. Și acolo îi vine clar a procurorului, pentru că a fost complet nerezonabil, a acționat cu rea credință. Băi, prejudiciul s-a recuperat, prejudiciul, 290 de lei. Mă, prejudiciul s-a recuperat. Închide dracului ancheta pe bune, duci dosarul penal până în instanță, până în condamnare, pentru 290 de lei, pe care deja i-ai recuperat tot. Da, dar la faza asta, uite, vezi că judecătorul a fost pus între Ciocan și Nicovală, că el trebuia să dea pedepsa. Pentru că evaziune fiscală, conform legii, și judecătorul era obligat să dea o pedeapsă. Norocul babi a fost că eu dau cu suspendare. Da, da, da. La n-avea ăsta ei nici nu ar fi suportat de regimul de detenție. Da, ăla n-avea altă soluție. Putea să încerce să o achite, dar era complicat. Era mai greu. Așa e mai bine, dau cu suspendare la oră. Oricum, chestia aia nu trebuia să se întâmple. Acolo, de asta ar fi bună o lege din asta de răspundere a magistraților. Procurorul ar trebui concediat. E, de preferință. Serios, mă, Pescari? Da, garantat. Te duci după... Păi, numai salariul lui pe anchetă, pe o zi. E mai bun decât prejudiciu. Pă bune! Te duci după babe care nu și-au plătit pe un an de zile 290 de lei, pe nu știu ce apă. Pe bune? Serios? Păi înseamnă că toată restul infracțiunilor... Îmi băi la zonul ăla, apropo. Înseamnă că restul că... restul infracțiunilor îți la zero. Da, da, înseamnă că nu mai există infracțiunile date în Brăila. Toți mafioții aia de pe Bulevardul Independenței nu există. Așa mi-am imaginat. Ce, ai văzut tu un mafiot acolo? Dar vă îți dau și adresele. Toate bordelurile alea la rând de pe Bulevardul Cuza, alea nici alea nu există. Tu știi unde și eu le-am căutat două zile. Da, îți dai telefon ce să-ți faci. Nu, că am zis că luna viitoare oricum trebuie să ajung în zona Galați pe Oila și cred că caut pe Băbuță să iau un interviu. Pentru rău. Că toată chestia asta mi se pare, e de genul la noaptea minții, adică pe cu, de ce Dumnezeu e neregulă cu chestii de genul. Și, la fel și acolo, uite exact cum e, și plus că să ne înțelegem, acolo nu e o problemă de lipsă de lege, că doar scrie în codul penal, că în orice dispută penală, nu contează că e individ versus stat sau doi indivizi. Contează dacă se recuperează, da, prejudiciul. Recuperarea prejudiciului și împăcarea înlătură răspunderea penală. Exact. Ori ăsta eu plătit deja prejudiciul statului. Eu zic, da, mă, bun, de acord, ce faci dosar penal pe 290 de lei, nu las că mă duc și plătesc. E o chestie pe care procurorii învață să o aplice în cazurile de presupus abandon familial. Când nu se mai plătesc acele pensii alimentare. Dacă datornicul plătește pensia până la instanță, tot s-ar să închide. Simplu. Bine, asta e la civil, dar și la penal funcționează la fel. De exemplu, dacă noi doi ne batem într-un bar și cineva filmează și se autosizează procuratura și zice, domnule, Vâlsan l-a bătut pe Alin pentru că potato. Și apoi ne prezentăm amândoi la instanță, spui, boss, ne-am împăcat între timp, eram beți, nu ne-am dat seama să... Tu ce faci, te duci mai departe cu dosarul? Da, tu ca procuror ești obligat să închizi dosarul, domnule, s-au împăcat părțile treile, nu există răspundere penală, asta e, plătiți împreună pagubele dacă să există, să ne date și virtute. Ceea ce-i firesc, e normal, asta e bun simț. Fucking bun simț! Și nu înțeleg de ce același lucru nu se putea întâmpla și în cazul unui proces penal de evaziune fiscală, din nou, mai ales că prejudiciul e o chestie ridicolă. Ca să nu se creeze un precedent. Nu suntem în drept anglosaxon, nu se creează precedente. Se poate aplica bun simț on a case by case basis, adică... Cristica narrativa. Sorry about that. No, legea e aceeași pentru toți. Și-o dovedit judecătorul că nu a avut ce face omul. Da, judecătorul ce după asta. Acum, sper că Băbuța are un avocat decent sau măcar să oferă un avocat decent sau o reprezinte pe care... Da, eu aș face apel la chestia aia, pentru că e prostie. Da, singura variantă ar fi retrimiterea dosarului în anularea, casarea, practic, decizii și retrimiterea către reinstrumentare. Da, și la un alt procuror care îți vin din prima soare, vrea prejudiciu, get the fuck out.
Exact. Dar pentru asta trebuie dat afară pe curul ajunge din nou. Nu neapărat, dar aș fi de preferat să plece odată cu dosarul și procurorul. Da, ar fi un lucru bun. Bun, să trecem la următoarea. Domnul deputat PSD Cătălin Rădulescu și mitraliera, ca să nu zicem baba și mitraliera, hai să ne uităm întâi la declarațiile dânsului. Pentru ce mai se duc oamenii în Piața Victoriei acum și pentru ce noi nu ieșim împotriva lor cu tunurile de apă dacă nu m-au motiv, că nu putem să transformăm un Maidan? Care ce? Și așa, și ce să facă? Să stea ca proști în fiecare seară acolo? N-au de lucru, n-au copii, n-au familie, eu asta întreb. Eu arma cu care am tras în timpul Revoluției, mi-am păstrat-o, niciodată n-am vrut să o dau. O țin acasă ca și armă de panoplie, AKM-ul ăla cu care am tras. Am certificat de colecționar, că nu folosesc, nu se folosește, dar o țin, e arma mea care... De ce, vreți să-mi o luați voi acum? N-au reușit să-mi ia nimeni și vreți să-mi o luați voi? N-au să-mi ia nimeni în viața vieților. Și încă una. Și o țin, da, pentru că dacă vreodată, poate mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care au optat noi, să pregăti să ies cu arma să trag. Tot imediat. Dar pot să ies oriunde vreau eu. Dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. Așa, bun. După aia, după declarația asta, s-au dus autoritățile la el acasă și au găsit mitraliera pe care se laudă. I-au luat ambele arme. Da, atâta doar că mitraliera pe care se laudă el e fabricată la vreo 10 ani după Revoluție. Dacă a tras cu ea, sigur n-a tras cu ea la Revoluție. Bineînțeles, expertizele balistice n-au fost făcute publice, habar n-am dacă a tras cu ea sau nu. Ideea e în felul următor, că omul a fost un dobitoc și-a dat drumul la gură singur. Și după aia s-a mirat că, vai de mine, ziceam probleme. Da. Că practic asta a fost toată chestia. Procuratura s-a autosesizat în cazul lui. Și-a deschis dosar penal pentru încălcare regimul armelor și munițiilor. Ceea ce probabil că n-a făcut. Actually, ba da. Da. Pentru că arma lui de panoplie avea și cuiu percutor. O armă de panoplie nu are cuiu percutor, ca dispozitiv de siguranță, practic. Mm-hmm. Nu că ar fi greu să-ți faci un cuiu percutor, dar nu-l pui pe părete lângă armă. Da, bine, bă... Asta spune legea. Da, știu, bine, noi avem și o lege foarte retardată a armelor. Noi avem o lege a armelor, punct. Da, nu, ne-a trebuit un al doilea amendament, fără discuție. Pentru început, exact pentru demenți de genul ăsta, care vine să laudă cu mitraliera. Ce ar fi dacă s-ar lăuda cu mitraliera în fața la 20 de oameni care au și arme? Ar fi o societate semnificativ mai politicoasă, garantat. Absolut. Nu, dar cel mai bun exemplu îl avem în Sârbia. Sârbia e a doua țară din lume după Statele Unite ca arme la civil per capita. Elveția. Finlanda e a cincea, Elveția e a treia. Sârbia e mult mai aglomerată cu arme decât ea. Nu știu prin care circulă zvonul ăla că sunt obligați să aibă armă. În Elveția, da. În Elveția îți iei arma cu tine de la stagiu militar, dar numai pentru bărbați. Îți iei arma cu tine și ești obligat să o menții, da. Știi cât de aici bancul ăla, că dacă te invadează de două ori cât populația Elveției, tragem de două ori și mergem acasă. Cam așa ceva. Nu, dar serios, în Sârbia cel puțin se poate observa foarte ușor și vorba aia, sârbii similar cultural cu noi, în special cu Oltenia, foarte similar. Dar e o societate semnificativ mai civilizată. Și mai ales mai politicoasă, nu neapărat mai civilizată, dar foarte politicoasă. Pentru că nu poți ști ce are la sub palton. S-ar putea să aibă doar țigări, dar s-ar putea să aibă și una ca el. Sau două. Sau două ca el și un 9mm. Și nu vrei să-l superi. Și atunci nu știi, dacă ne știi ce are la sub palton, mai bine nu-l superi. Și societatea este semnificativ mai politicoasă, da, rămâne surprins. Pentru aia care nu au văzut replica senatorului, așa, o dăm și pe aia. Da. Așa. Pe mine m-a distrat cumplit cum a încercat omul să spună că nu, că ăla a fost un montaj. Da, ia să ne uităm și la negarea negării. Are faptul că eu sunt colecționar, conform legii, și că am niște arme în colecție cu care ne-am tras în viața mea. Deci dacă spune așa cineva, așa cum îi dau pe ei în judecată, dacă mă hotărăsc, o să dau în judecată orice jurnalist care pune în gura mea cuvinte pe care nu le-a spus în viața mea. Negarea evidentului. Da, nu pot, eu n-am zis așa, doar că există clipuri virale cu mine cum am zis așa, dar de fapt n-am zis așa pentru că, nu știu, tuturor li s-a părut. Și ce m-a șocat, într-un fel. Pentru mine a fost, pe frate, am ajuns înapoi în epoca Năstase. Da. Momentul în care l-au zis că nu, dar poate de acum nu o să mai fiți.
Da, da, sau de acum scrieți cum zic eu și... Nu, nu, în momentul în care le zis că nu, că ne-au angajat, că suntem angajați ai ziarului de voștri ăsta, au zis că nu, de acum poate nu o să mai fiți. Da, 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 ei, lasă, ei, asta aici. Ei, frate, uite la treaba aia, mie nu-mi place. Da, da, aduce aminte la perioada 2000-2004. Exact, când toată presa era la ordine. Mm-hmm, da, 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 și conducea Năstase pe mine. I don't like that shit. Da, nu, nici mie. E destul de periculos. Pe de altă parte, de ce să... Da, bine, acum venim, uitându-ne și de la cine vine declarația... Da. Nu, no, știi cum e vorba aia de unde nu-i... Nici Dumnezeu nu-ți cere. Exact, da. Pe lângă aspectul ăsta, mi se pare oarecum amuzant... cum îți vine asta și te minte în față și îți vine povești din astea, că domnule, că a fost un montaj. Bă, și lor, toate clipurile sunt montaje. Toate, inclusiv ăsta la care vă uitați acum, e un montaj. Pentru că am mai tăiat pauze, am introdus declarațiile pe care le-am citat, mai punem imaginile prin screen. Da, prin screen-urile, din articole. Asta se cheamă montaje, procesul se numește de montare. Sunetul, pentru că tragem cu trei microfoane separate, sunetul e la rândul lui montat. Faptul că e un montaj nu înseamnă că e neapărat fals, adică... Da, explică-i dovitocului. Da, nu, exact, domnule, că mi-a fost... Omul e evident mult sub nivelul de IQ care ar trebui să fie în clădirea aia. Mm-hmm, clar, clar, clar. Hai să nu... Da, e pesedist, pesedist de Argeș. Mm-hmm. Da, bine, ce-i drept iese în evidență pentru că e genul de reacție la adresa presei pe care n-am mai văzut-o de mult, chiar și la cei mai căpcăuni demnitari ai noștri, de la orice partid. Da, cam de atunci n-am mai văzut reacții chiar atât de radicale în sensul deloc plăcut al cuvântului. De-aia ți-am zis că pe mine m-a șocat și ușurința cu care zis chestia aia. Mm-hmm. Nu e că ești în fața camerei, știi ceva de amă? Că mă filmezi tu când te ameninți. Mm-hmm. Cam aia a fost toată chestia. Mm-hmm. Acum e de văzut dacă se aplică imunitatea parlamentară și pentru partea aia, s-ar putea să nu. Fiind în clădirea Parlamentului, declarație politică. Da, pite, dar declarație politică din aia, că las, mă asigur eu că te dau afară de la un dus privat care n-ai nicio legătură. E fan nice, știi? Adică... Scapă, mă, nu te agita, scapă, aia e clar, scapă, dar nu, eu îmi puneam problema strict intelectual, ca lege. Nu sunt convins că imunitatea parlamentară trebuie să aplice pe chestii de genul ăsta. Eu nu sunt convins că avem nevoie de ea, de imunitate. A, nu, nu, mi se pare corect să existe imunitate parlamentară pentru declarații pentru politice. Pentru declarații politice, da, atât. Dar asta nu mi se pare o declarație politică, mi se pare o declarație de război. Și e o diferență între cele două, zic eu. Bă, până n-o să-l violeze careva serios. Ia, yeah, pentru că mulți dintre ăștia învață cu forța. Bine, de altfel întreaga civilizație e construită cu da, forța. Dar nu-i bani, nenea, că dacă să hotărăsc poliția aici, te închid, ai prieteni. Te așteaptă. Da, bă, da, dacă are noroc și ia pedeapsă mică și trebuie să facă la 50 de km maxim de domiciliu, vei intre la penitenciarul la naci, poate. La fort. Nu mă zic. Bun! Bun! Trecem la următorul. Aici o să ne povestești tu, Aline, că eu nu știu așa de bine. E povestea cu sclavia din Italia. De ce m-am reținut eu e că e un ONG care se cheamă Cooperativa Proxima, Asociația Italiană de Apărare a Drepturilor Imigranților, care până acum a cheltuit deja vreo 800.000 de euro bani publici, chipurile să ajute victimele de acolo, evident le-a ajutat din nou, n-a mai putut. Bun. Treaba stă în felul următor, din punctul meu de vedere. Nu o să vă placă. Garantat, oricât de umane ați fi. Bă, oamenii ăia așa că am căutat-o. Absolut. Absolut. Bă, nu te duci la angajator și dai actele tale de identitate. Da, ok, le dai pentru contract, dar nu îi le dai să ți le păstreze. Exact. Bă, în momentul în care îți spune că ăla rămâne acolo, trebuie să aprind un bec. Sau toată instalația. Nu faci chestia asta. Da, ok, nu e ok că ăia ori făcut-o. Ei au profitat de faptul că noi, izolați chestii, nu, mm-hmm. Nu circulă vorba foarte tare. În firea umană e să domine, mm-hmm, alți oameni. Mm-hmm. Dar nici tu, nici pe tine nu te duci capul, frate. Mm-hmm. Dacă te duci și te bagi în gura lupului, chiar așa de-a-mi putui măsa. Da,
Și înțeleg pe ăștia care s-au dus prima oară. Și nu știu despre ce e vorba și nu știu cum stă treaba. Păi am pe ăștia vechi, care fac Italia de un deceniu, un deceniu jumate. Și mai mult. Da, și mai sunt vreo câțiva printre ei care au pățit-o și a doua oară. Hey, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Da, adică dă-o dracu, frate, bă, nu te duce mintea. Da, ok, bă, ai nevoie de bani, accept să lucrezi în condiții mai proaste, bă, dar nu te duc chiar. Da, nici eu nu dau pe afară de milă, mai ales că nu mai suntem în 1993-94, când ieșeai prima dată din țară, nu știai, că au mai fost cazuri din astea, chiar mai grave decât ăsta, dar în anii 90, când oamenii nu știau, când era greu să te informezi. Mă miră simpatia pentru genul ăsta de oameni, pentru că, primul salariu, prima săptămână de plată din... Te duci dracu și ții un telefon care îți oferă informații la buzunar. Doi, nu e primul caz care ajunge în presa românească pe posturi de cu rating mare. Da. Ai exemple în spate, bă, și faci același căcat. Să că tu cauți, ți-o meriți. Da, de asta zic, aș fi avut ceva mai multă simpatie pentru toată situația asta. Dacă era vorba de minore, de copii, Da, sau dacă eram în 1993-94. Că, bă, da, într-adevăr, dacă când nu știam cu ce să mănâncă. Da, mulți oameni nu știau cu ce să mănâncă, mulți oameni nu puteau gândi mai departe de X chestii, pentru că n-aveau experiență în prealabil, pentru nu auzise. Pentru că toată viațele... Dăduse statul indicații. Când au mai fost cazuri similare în anii 90, aveam semnificativ mai multă simpatie. Pentru că, uite, bă, ăia săraci n-au știut, eu luat aia de proști, eu exploatam. Bă, de acord, nașpa, nu? Super nașpa. Dar în anul curent, după ce ai deja 20 de ani de când ai cel mai rapid internet din lume, inclusiv în creierul muntelui, că indiferent că din ce sate izolate erau domnucile alea, nu, aveau internet oricum, puteau să informeze. Nu există în România stat fără internet. Sat. Ba da, mai sunt câteva sate fără internet. Da, de obicei Cătune, poate. Da, nu sunt și sate. Comune întregi nu mai sunt. Dar sate izolate încă mai sunt, porțiuni din comună. Dar și acolo, că poți să mergi 3 km până la o casă care are internet și tot te poți informa. Chiar nu mai există scuze din astea că, domnule, n-am avut de unde să știu. Nu, n-ai vrut să știi. Și dacă n-ai vrut să știi, există consecințe pentru lucrul ăsta. Sigur, sună foarte harsh și foarte nemilos din partea noastră când ne exprimăm așa. That's reality. Da, realist vorbind, nu pot să fiu foarte emoționat și foarte plin de simpatie pentru individele cu pricina. Sigur, dacă tot suntem la subiect, toată chestia asta nu s-ar fi putut întâmpla fără consimțământul autorităților locale. Asta apropo de, domnule, că în lumea civilizată nu există corupție. Ba da. Absolut. Și în Italia special, să nu uităm, noi am învățat de la ei cum să corupție, nu invers. Eu n-am spus că nu există colaborarea autorităților. Nu zic de tine, zic de publicul de, care laudă. Pentru că altfel nu ai cum să ții 80 de români într-o localitate blocați. Dacă nu ai poliția mai la... Mai perioada atât de lungi. Da, dacă n-ai poliție, n-ai autorități locale la, la mână. Care să facă, nu observă că sau oamenii, chiar... Oamenii aia au nevoie de medicație la un moment dat, îți trebuie un doctor, îți trebuie... Apar probleme și trebuie să ai niște oameni care să se ocupe de ei. Dintre autoritățile locale. Sigur că da. Pe care mafia îi plătește, că asta e treaba mafiei, să plătească autoritățile. Ce mare chestie. Da, sigur că da. Da, nu ziceam de tine, ziceam de publicul care mă tot termină cu, domnule, că lumea civilizată, nu se întâmplă X chestii. Ba da. Cum s-o se întâmplă? E la noi, acolo. Satul de țigani cu... Cum a fost acolo? Cum a fost acum 2 ani în țara Galilor, unde erau țigani irlandezi, nu români. Dar tot în lanț. Dar tot așa cu lanțul. Au mai fost în Suedia un caz acum vreo 3 ani și ceva, sau 4. Dar au fost cazul în Austria de 24 de ani. Da, Iosef Fritzl, sigur că, dar bine, l-a ținea propria familie, mă rog, era un pic mai... Same shit până la urmă, e primarea de libertate... Da, sigur că da, adică cazul de genul ăsta se întâmplă oricât de civilizat ai crede tu că e o societate. Pentru că și cam un caz pe an se întâmplă în Europa, undeva în Europa. Anul trecut a fost în România, anul ăsta e în Italia, cu 2 ani a fost în țara Galilor, acum 3 ani a fost în Suedia.
se întâmplă, se întâmplă și în S5. Și dacă stai să te gândești așa puțin, acum 10 ani, de exemplu, când a început exodul românilor înspre vest, situații de genul ăsta erau peste tot. Că știi că dacă te duci la cules de căpșuni, te duci la sclavagism în toată regula. Acum e un caz umanitar. Da. De ce? Pentru că nu mai există situațiile care existau acum 10 ani. Și nu pentru că au fost trecute în ilegalitate, ci pentru că nivelul de trai prin capitalism a crescut suficient de mult. Și atunci de ce te duci cu mâna ta acolo? Și plus că mai e o chestie, bă, care iarăși e foarte dură de spus, dar mă, poate pentru alea totuși era o idee bună, era the best thing they could get. Bun, sau poate că asta li se potrivea. Exact, asta zic. Să li se dicteze ce să facă fiecare zi. Da. De unde să știi? Ce-am văzut aseară un film super mișto și îl recomand, Secretary se cheamă, făcut în 2002. Pe ideea Fifty Shades of Grey, dar cu joc actoricesc, cu scenariu, cu toate alea, nu-i strălucit. Dar ideea e că secretarea avea nevoie de ordine. Simplu. Și-o umbla după ăla să-i dea ordine până o lua de bărbat. Da. Bine, acum, da, îți dai seama că o să ne luăm foarte multe jurături pentru segmentul ăsta, de tot mai am să-l separ și am să-l public separat ca să colectez toate jurăturile. Nu, la modul foarte serios. Ce spunem noi acum sună a blaming the victim și este, pentru că... Victim has most of the blame. Exact. Nu există situații, în aproape nicio situație, cu excepția stărilor de război sau așa, dar exceptând situațiile alea, în general, în aproape orice situație în care un individ exploatează pe altul, vina nu este totalitate pe exploatator. Întotdeauna este un procent din vină împărțit cu victima. Victima. În cazul ăsta e un procent destul de mare. Costă. Da, și în cazul ăsta e un procent destul de mare, pentru că nu vine nimeni să le răpească pe alea din Suceava sau de unde erau, să le care cu forța până în Sicilia. Și în Sicilia există consulat. Sigur că da. Să puteau pleca de acolo, bă, pe jos te duci la consulat dacă chiar faci 5 ore pe jos, asta e. Dacă ești așa disperat. Da. Bă, stai. Sorry for you. Da, adică... Nu e, adică e ca și cum ar veni, nu știu, pana mea, ceva nevastă care e căsătorită de 20 de ani și nu-i place sexul cu bărbatul, știi? Fă stai. Ce dracu. Da, merge, primele 3 luni merge când am știut, dar după 20 de ani nu mai merge când ai știut. Ai știut și ți-a plăcut. No. Și e perfect. Și îți dracu bun. Da. Plus că am mai văzut comentarii, că eu citesc secțiune de comentarii, da, care aș foarte mult. Da, și eu. De ce e mai interesant decât articolul? Mă distrez de mult. Comentarii de genul, domnule, de ce nu intervin autoritățile române? Question, să facă ce? Da, nu, ce facem? Că nu, ce face? Pentru că... În cel mai bun caz se poate duce consulul de la Palermo sau de la Napoli la ministrul de interne. Și ceea ce înțeles că o și făcut. Că o și făcut. Și să-l roage să intervină, să le dea lor actele înapoi. Da, 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 da. Că reținerea unui act de identitate e infracțiune în toată Europa. Da, da. Atât. E singurul demers pe care... Sau poți să le ofere celor care vor repatriere, să le ofere cumva repatrierea. Da, 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 pe banii statului român. Ceea ce e posibil să întâmple, dacă vor, că acum n-am văzut nicăieri scris, nici în ancheta inițială publicată de The Observer, nici după aia anchetele ulterioare publicate de România Liberă, Hot News și care au mai fost, n-am văzut nicăieri menționat dacă victimele chiar vor într-adevăr să vină înapoi acasă, ceea ce probabil am așa o senzație că nu. Am așa o senzație sau vin ca să caute altceva de lucru acolo, da, să ducă înapoi. Da, caz în care neapărat, nu atinde neapărat să vrea să vină până în România, doar să meargă în altă zona Italiei. Ceea ce nu mai este, da, ceea ce nu e responsabilitatea statului român până la urmă, e responsabilitatea ta. Dacă vrei să mai rămâi în Italia, rămâi în Italia, mult succes, te descurci. N-are mai ce face statul român. Da, nici nu are ce face, legal vorbind nu are ce face și moral până la urmă. Băi, la urmă, ce? S-a comis o infracțiune că eu rețin actele. Pentru aia poate interveni statul. Pentru, nu știu, dacă l-acuză de... Da, de viol sau prostit, de genul ăsta, ok, de acord, dar și acolo statul român... De viol, de orice ține de răpire, de sechestrare, Dar și acolo statul român poate să ducă la Procuratura Generală din zonă... Și să-i roage să intervină mai rapid sau să nu tergiverseze ancheta. Da, mai mult de atât, mai mult de un te rog frumos pe aia... Da, mai mult de atât nu prea are ce să facă. A mai fi, de exemplu, ministrul de externe de la noi să aibă o întâlnire bilaterală cu ministrul de externe al
Italiei să discute mai la un anunțit, pentru că ministrul este extern al Italiei, clar are mai multă influență. Dar tu realizezi că discuțiile alea până să ajungă să fie implementate la nivel de funcționari și... Da, pentru că și în Italia, ca și în România, e plin de birocrați și un deep state din ăsta extrem de lent. Plus că sistemul judiciar italian, să nu uităm, e cel mai lent din Europa. By far! By far! Adică când cine se plânge de procesele lungi din România, n-ați văzut Italia. Sunt oameni care au 15 ani de când stau în procese. Sau mai mult, sau mai mult. Am eu un prieten care s-a luptat pentru custodie cu fosta lui nevastă și a ținut procesul, de ce s-a divorțat de nevastă când avea 2 ani, s-a terminat procesul cu 2 luni înainte să plinească copilul 18. Deci 16 ani și ceva. Și da, a câștigat procesul, într-adevăr. Da? Pentru 2 luni. Da, dar copilul avea deja 18 ani. Adică, plus că și în Italia, ca și în România, de la 15 ani sau la 14 ani poți să alegi copilul. Cum stă deja? Stă deja copilul cu el, știi? Adică, asta e sistemul judiciar. România de la 10 ani. Nu, bispect tot de la 14. Nu, de la 10. De la 10? Nu. Nu, de la 10 ești obligat ca instanță să iei în considerare părerea copilului, dar nu ești obligat să o respecti. De la 14 ești obligat să o respecti. Da. Pentru că e aceeași chestie și ca și cu răspunderea penală. Practic, la noi, la divorț, la 10 ani, copilul spune poate că vrea să stea cu tatuțul. Dacă tatuțul nu e alcoolic, ești obligat să ții de... Da, în practică cam așa funcționează. Ziceam strict de cum scrie în lege. Dar în Italia, orice proces, nu contează că e civil sau că e penal, tinde să dureze 10 ani sau poate chiar și mai mult. Rar când un proces penal în Italia ține sub 5 ani. Rar. Rar de tot. Și asta e și o problemă a Italiei, pe care nu poate să o rezolve statul român. Și plus că, din nou, încă o dată, simpatia noastră e foarte scăzută pentru victimele situației astea, pentru că s-au cam dus singure, au ales să rămână multă vreme, exact cum zicea el, putea să o ia pe jos până la Consiliatul Român să cere asistență de urgență, că se putea, perfect legal, dar n-au făcut-o, deloc. Și punem pariu că dacă aș fi luat-o pe jos, să găsau un milos să-l ducă, dragul doamna. Da, sigur că da, nu se punea problema, sigur că da. Până la urmă, italienii din zonele astea mai izolate, să știi că sunt oameni foarte ok. Da, sigur că da. Bine, ca și în orice țară e așa. În zonele izolate oamenii tind să fie mult mai ok de prietenilor. Asta e valabil în orice țară, numai în Italia. Eu mă uitam nou, că am experiență la centru și cu pulia, cu tot, cu cizmii. Să știi că ăia din sud sunt mult mai ok. Deși sunt mai săraci. Nu zic că ăștia alții nou, dar ei tot neam de țigani rămân pentru mine. Da, nu, chestia că în zonele izolate, și asta e valabil în orice țară, am avut aceeași experiență și în Italia, și în Norvegia, și în Germania. Absolut. Oamenii din zonele izolate tind să fie semnificativ mai apropiați, mai umani cumva. Pentru că nu te tratează ca român, te tratează ca om. Deci, nu numai cu românii, cu toată lumea, așa. Cu toată lumea, da. Da. Adică, chiar nu există, adică, sunt puține scuze pe care spune, domnule, chiar nu puteau face nimic până acum, decât noroc a venit The Observer să le salveze cu o anchetă de presă. Give me a fucking break. Bun, ultima știre e oarecum internă. Asta e internă de tot. Da, zim că tu știi, cu traficul de sânge de la Craiova. Eu la Craiova s-a ajuns deja la arestări în cazul ăsta. Ah, iau, s-a progresat. Practic, ce se întâmplă? Tu te duci și donezi sânge ca donator onorific. Eu mă duc la spitalul din Craiova și trebuie să-mi pun un stent. Și am nevoie de sânge. Trebuie să mă duc la centrul de transfuzii să dau dreptul, dau plicul ca să-mi dea sânge pentru operație. Și s-a întâmplat la Modola, pe bandă rulantă, până s-au prins ăștia. Povestea unul din martori că s-a dus pentru o operație, fiind donator martorul, s-a dus pentru o operație și a costat-o 600 de lei numai să-și primească sângele pentru... pentru operație. Dreptul datelor de acolo. Asta sunt convins că e pe undeva ilegal. Zici? Da, așa mă gândesc. Adică, dacă nu e, ar trebui să fie. Zici? Adică nu totuși să-ți vinzi sângele pe... și nici măcar să nu-i tai chitanță pe numele centrului. Păi, poate între noi fie vorba, oricine merge să doneze, primește niște bonuri. Da, primește niște bonuri, rămasă de vreo 70 de lei. Cam așa, da. Și o scutire de la muncă în ziua aia. Da, și mi se pare că mai ești ceva cu transportul comod. Da, da, reducere la jumătate la abonament. Nu, abonament gratuit, dacă pe o lună, da, parcă așa ceva, da. Deci, oricum ar fi, toată lumea își vinde sângele într-un fel sau altul. Bine, eu... Dar ăștia le revindeau cu profit fără să, măcar să fie onești. Ca să înțelegi o chestie, ceea ce primești că ai donat, e practic o încurajare din partea statului că îl susții când alții au nevoie de sânge.
Da. Să vinzi sângele pe care l-ai conectat de la donatori onorifici. Mm. Și pe sub mână. Uite, aici iarăși o să supăr probabil multă lume, dar eu aș fi de acord cu legalizarea completă la chestia asta. A, da, dar legal făcut, n-am zis că nu ar fi ok. Da, adică ar trebui să fie perfect legal, da. Să-ți vinzi sângele, să-ți vinzi un rinic, dacă vrei, cai. Da, apropo, dar nu e ilegal să-ți vinzi un rinic. Ba da, este... În România? Da, este ilegal să... În România, da. Poți să dai anunț pe OLX, că vinzi rinichiul. N-am zis că nu poți, am zis că e ilegal, e diferență între cele două. Înțeles. La transplanturi, în momentul în care te duci să-ți donezi rinichiul, așa, te duci în cameră cu beneficiarul, mm-hmm. în aceeași sală de operație. Nu poți să-l dea altuia. Da, de acord, dar tu n-ai voie legal să ceri banii primitorului. Dar nici nu răspuns penal. Da, pentru că da, la momentul ăsta... Nu răspuns penal. Da, nu știu, dar știu că nu e... Vorbeam cu Emanuel Ungureanu mm-hmm. și mi-a zis că la ora actuală... Nu e încurajat traficul de organe, dar nici nu e sancționat. Dacă știu că e bine, oricum nu e infracțiune. Pentru că tu nu poți să dovedești că eu nu ți-am donat ție un rinic, eu cunoscându-te pe tine, prieteni buni, că ai vrut tu să-mi dai niște bani acolo în plus, mulțumire. Da, bine, oricum toată chestia asta e reglementată în codul civil, nu cel penal. Deci... Dar oricum, nu, deci nu se întâmplă nimic. Mm-hmm. Efectiv nu se întâmplă nimic. Da. Ok, bun, să trecem la externe. Ia. Au fost alegeri parlamentare, mă rog, generale în Olanda. Partidul încoordonat Caxervator a obținut 33 de mandate din 150. Să înțelegem, în Olanda camera inferioară e singura care e aleasă. Sunt cele mai importante alegeri în Olanda. Are 150 de locuri, pragul electoral 0,67% per mandat. E foarte... 0,66. Sau 66, mă rog, ceva de genul. Partidul anti-islamic și neîncoronat al lui Geert Wilders s-a obținut 20 de mandate, mă rog, restul contează mai puțin. Soborul mediatic se bucură enorm de rezultat. Juncker făcea dansul de bucurie pe Twitter imediat după anunțarea rezultatelor. Da, Associated Press, vorbim imediat că nu sunt chiar socialiști, îi sorbea fiecare cuvințel. Eu sincer totuși nu înțeleg de ce se bucură soborul leftist, pot să înțeleg de ce mă bucur eu. La fel cum nu înțeleg de ce dreptacii sunt mega triști, o să punem rezultatele pe ecran. Până una alta, VVD-ul, partidul conservator, a pierdut 7 mandate, iar Partei von Freiheit, partidul lui Geert Wilders, a câștigat 8 mandate, iar partidul comunist, PDVDA-ul, a pierdut 29 de mandate. Rezultatul până la urmă e un dezastru pentru stânga economică, pentru că și VVD-ul câștigătorul și PVV-ul de pe locul 2 au program de guvernământ, de guvernare de small government, de scădere de taxe și așa mai departe, program conservator fiscal. Iar pentru stânga culturală nici acolo nu stau foarte bine, pentru că VVD-ul, partidul care a câștigat, partidul lui Mark Rutte, a câștigat în fața lui Wilders în mare parte pentru că nu s-a sfințit idealul Erdogan Oștâncur pe românește, bineînțeles spre disperarea stângii multiculturaliste și unite în diversitate într-un Allah. Mai important decât atât, mai trebuie menționat, și asta e o veste foarte proastă, partidul DENK, condus de Turahan Kuzu, este un partid islamist. Are 3 mandate. Da, 3 mandate, e prima dată când intră în Parlament, să chinuie de 3 alegeri de acum să intre în Parlament. E prima dată când intră în Parlament, e un partid islamist erdoganist. Asta e o veste foarte proastă. Multiculturalism. Da, multiculturalism. Mai amuzant e Partidul Pensionarilor, Partidul 50 Plus a câștigat 2 mandate în plus față de alegerile precedente, are 4 în total. Da, comuniștii de ce s-au dus în cap așa de tare? Pentru că guvernarea lor economică a fost... Deci ei au fost parte din coaliția de guvernământ până acum. Aveau VVD cu PVDA. Și inputul lor economic a fost constant un dezastru, ceea ce e absolut firesc, e partidul. 29 de mandate de la 38 au fost, la 9. Da, ei au fost cei mai... Seamănă cu PNL-ul în 2000. Da, ei au fost cei mai susținători în cadrul coaliției. VVD-ul s-a comportat cât de cât moderat în timpul guvernului, cât a putut. PVDA-ul, pe de altă parte, a fost cel mai radical cu refugees welcome, să vină toată lumea în Olanda. Ăștia să ia cu refugees. Da. Și electoratul, inclusiv electoratul de stânga, iau, domnule, să ne înțelegem, Olanda e o țară cât județ Suceava, mă rog, un pic mai mare decât județ Suceava. Cât Suceava, Botoșani și Piatra Neamț, și județul Neamț. Cam atât de mare e Olanda, dar cu populație cât România. La un moment dat, electoratul olandez, chiar și stângiștii au zis, domnule, dar nu mai avem loc, pe bune, nu mai au unde să mai stea nu încă. Nu au spații de cazare, efectiv, au o problemă pe piața
imobiliară gravă. Nu e așa de mare ca în Danemarca, dar este totuși e o problemă. E, niște prețuri crunte acolo. Da, păi da, a doua cele mai scumpe case din Europa, după casele din centrul Londrei, sunt casele la canal din Amsterdam. Lucrurile sunt destul de aglomerate. Gândește, populația României, gândește ce ar fi toată lumea să mute mâine în județul Suceava și Botoșani și Neamț. Ai mai avea loc să mai arunci un pipe acolo? Nu. Pe de altă parte, hai să nu le plângem chiar așa de milă. Puțin știu o chestie. În Olanda funcționează o piață neagră extraordinar de bine pusă. Absolut, absolut, sigur. Economia neagră de acolo aduce în Europa 50% din drogurile de pe piață. Da. Și importul din Rotterdam. Sigur că da. Iar restul s-a duce pe la Constanța. Exact. Olanda, când vine vorba de chestii economice... Hai să nu le plângem chiar tare de milă. Atunci nu le plâng de milă, stai să ne înțelegem. Economic, oamenii stau foarte bine. Da, și când vine vorba de multe chestii din astea, de exemplu, poziții culturale, care sunt ușor mai conservatoare în Olanda. La multe chestii Olanda seamănă cu România, nu numai la numărul populației, la numărul de locuitori, dar seamănă și la chestii de genul ăsta. Olanda are o toleranță foarte mare pentru o piață neagră, exact cum avem și noi. E o țară foarte prietenoasă cu cash-ul, la fel ca și noi. E o țară foarte prietenoasă cu bending the rules. Adică, serios, din multe puncte de vedere e un fel de România, Olanda, la multe chestii de genul ăsta. Adică și acolo stângiștii, da, Partidul Laburist, care acum a pierdut masiv în alegeri, ăia îi stângiști pe bune, dar electoratul lor îți mai degrabă ca stângiștii români. Da, boss, e frumos cu socialismul, dar coaie, n-avem loc. Da, boss, dar nu mai crește taxele, deja sunt prea mare. Cam așa funcționează și acolo. Tot nu înțeleg de ce se bucură stânga așa de tare, pentru că... E o victorie. Așa cum e, cu minusuri, pentru ei e o victorie. Păi nu e, pentru că, din nou, eu am avut un membru, un consilier local care e parte din VVD, din Partidul Câștigător, l-am avut intervievat pe canalul meu în limba engleză, găsiți pe canalul în limba engleză, și nu e, domnul Lucasson, nu e chiar așa, și VVD-ul e un partid economic de foarte dreapta, iar cultural vorbind, dar e o porțiune semnificativă din membri, aș zice chiar majoritară, care e mai degrabă similară cu PVV-ul, cu Hetfielders, decât cu stânga culturală. Nu e o victorie pentru stânga, din potrivă e un eșec. Ce-o pierdut VVD-ul, câștigat PVV-ul lui Wilders și practic ai și mai multă dominație a dreptei culturale și dreptei economice în Parlament. Nu văd. Au prin cel mai mare număr de locuri. Aia e important. Plus că, să ne înțelegem, în Olanda nu există partid majoritar. Nu s-a întâmplat niciodată. De când există sistemul ăsta de vot de 100 de ani, din 1918, nu sunt majoritate niciodată. Da, întotdeauna guvernele sunt de coaliție. Acum, e adevărat că există înțelegerea asta că Mark Rutte, președintele Partidului Câștigător, nu va face coaliție cu Geert Wilders și probabil va încerca să facă ori cu progresiștii, cu D66, ori probabil cu CDA, habar n-am. Oricum, ideea e că trebuie să strângă 76 de voturi, adică 50% plus 1 din Parlament. Chiar și așa, nu pot să ignori la nesfârșit PMV-ul. Geert Wilders își consolidează influența în politica olandeză. Nu are 20 de scaune în Camera Reprezentanților, e mult. E mult, avea 12 înainte de alegerile astea, adică chiar nu înțeleg de unde și până unde, mă rog, pe graficul ăsta zice că a câștigat numai 5, mă spune că a câștigat 8. Avea 12 înainte de alegeri. Nu înțeleg de unde, de ce se bucură lumea așa de tare, chiar nu. Da, să-i se bucure. Când doar dacă cu nasul din ușă. Da. Bun, oricum l-a ajutat foarte mult pe Rutte, asta e ultima chestie. Deci aia cu expulzatul turcilor a fost... Da, aia l-a ajutat foarte mult, cred că acolo au câștigat măcar un 3 puncte procentuale. Deci două mandate aia a fost mană cerească pentru el. Da, a picat la fix scandalul, cu două zile, trei zile înainte de alege, exact cu islamiști, exact, perfect a picat pentru el, pentru că a arătat pentru prima dată ce-i drept, VVD-ul făcând ceva ce a trebuit făcut de mult, și anume când islamiștii sunt cur, atât. Nu stai la discuții, nu, exact. Bun, da, rămânem în zona... Să rămânem în zona expulzării. Rămânem, da, pe fondul tensiunilor. Cum spuneam, au fost tensiuni diplomatice, mă rog, teoretic încă sunt între Turcia și Olanda. Pe fondul acestor tensiuni, Recep Tayyip Erdoğan expulzează 40 de vaci olandeze și nu e o glumă, nu scoate. Love cheating, you guys. Așa. Tot în același timp, Erdoğan se mai rățuiește și la Uniunea Europeană ca întreg, că nu-i sunt permise protestele islamiste și neosultanice în Olanda, pentru că, cum spuneam, e expulzat Rutte imediat. I-au rugat să-i caute pe Germania, dacă vor neapărat.
Ce faci asta? Ceva autoritate. Din cadrul Turciei, Asociația Producătorilor de Pana mea, s-au gândit să le trimită vacile înapoi. Au zis că dacă nu le primesc olandezii, le taie și le împart. Mult succes! E super realistă, știi? Nu. Turcia! Ai trecut de mult de majorat, fă pizdă. Astea comportamente de 15 ani, două paștele mâini de treabă. Da, mă, să... Îți dau cadou înapoi, na. E o chestie super realistă asta. Expulzăm vacile olandeze din Turcia. A, plus că ăla care s-a ocupat de expulzare, zice că rasa de Holstein a început să le provoace probleme. Ne explicând care să le ia. Și până oricum, rasa asta în sine devine destul de comună oricum în Turcia. Ca și o mie, dar mult mai comună în Turcia. Da, pentru că îi dau lapte. Da. Dau carne, dau lapte. Îți faci mari. Da, și sunt mai modificate genetic în timp, dar nu modificate genetic în laborator. Modificate prin crossbreeding. Da, prin crossbreeding, da. Îți faci productive. Da, și care e problema? Și spus că la ei mâncându-se porc foarte mult, că n-am musulman, mie nu-i interzis mâncarea de porc în Turcia. La ei mânc puțin oameni care mănâncă porc în Turcia. Automat la ei devine și mai popular de tipul ăsta de vaci decât în România. Pentru că România, mă rog, e mai diversificată treaba și omul de lui e porc. La România e o chestie, sunt câteva rase de... de vaci, de ale noastre, care sunt destul de competitive, și nu a fost atât de multă nevoie de a aduce din import chiar atât de multe. No. Dar atunci, existând o foarte mare tradiție în subiectul ăsta, au fost managerează pentru ei. Toată lumea au câștigat, Olanda au câștigat cuvântul vaci, Turcia au câștigat că mai multă carne, mai mult lapte, pe zonă aici. Nu văd că ai problemă. Din genul de fapt, te scoie cam rău pe sac. Aici am spus, Turcia, gata cu de-alea de 15 ani, două dracu' să-ți dracu'. Aș vrea să fiu o muscă pe birou, pe peretele biroului oficialului olandez care a primit vestea. Sunt curios ce față vă gândă. Seriously? Are you fucking kidding me? Pe bune și acum. Deci pe bune aia ar fi o față de... Ce faci? Că ai vaca cu avionul nu, de la... Nu, da, le-au încărcat în camioane. Și o cai cu camionul din fermele turcești, din estul Turciei. Nu! No. Prin Bulgaria, prin România, prin Ungaria, pe diagonala Europei. Doamne ferește, asta e genul de problemă, trebuie să fii cretin. Trebuie să fii Erdoan, în principiu. Așa și cu cățelușul lui de la Asociația Producătorilor, whatever, care e numit politic tot de Erdoan. Deci... Da. Bun. Hai să trecem tot. Rămânem în sfera diversității culturale și progresului. Ne mutăm în Franța. Joi a avut loc un atac armat la un liceu din sud-estul Franței. Ieri a mai avut loc un atac la aeroportul Olympia, că se cheamă, de lângă Paris, ăla low cost oricum. Atacul armat care a avut loc joi în liceu din sud-estul Franței, soldat cu 9 persoane rănite, este, citat, vizibil actul unui tânăr fragil și fascinat de arme. Am încheiat citatul, zice doamna ministru al educației, care la rândul ei este de o religie necunoscută, o cheamă Najah Vallaud Belkacem, sunt convins că e budistă sau ceva. Suspectul a fost arestat la puțin timp după focurile de armă, avea asupra sa mai multe arme, printre care o pușcă de vânătoare, pistole și grenade, potrivit unor surse din poliție. Am trecut pe lângă ceva foarte periculos, a mai adăugat doamna ministru, care s-a dus până acolo. Deci aflăm despre atentator că e fascinat de arme. Nu știm rasa, etnia, religia, nu ni s-a spus încă, e sâmbătă seara. Numele lui e public? Nu. Adică nu știu, pe bune, știm doar că e fascinat de arme, nu știm rasa, etnie, religie, ceea ce mi se pare foarte interesant. Madame Belkacem totuși cred că a greșit. Let's not jump to conclusions. Da, it could be anything, any number of and it's Islam. Madame Belkacem totuși cred că a greșit țara, pentru că... ce gun control mai cere cu povestea asta? Adică asta e o poveste care merge bine în Statele Unite, că mai poți să mai cere mai mult gun control. În Franța ce gun control mai cere? You already cucked the French to death out of their weapons. Adică... Ai voie să ai arme în Franța, dar te costă de... Da, e ca în România, trebuie să o ții încastrată în cutie de perete metalică, muniția separată de... Când te invadează hoțul în casă, să-i spui, stai așa, boss, 3 minute să mă duc să-mi încarc arma, să-mi iau muniția din cap totul altul acasă, what the fuck? Pe bune? Cam așa e și în Franța, e fix la fel ca în România. O greșit narrativa. Ăsta vine, iarăși a fost atentat și acolo la fel, let's not jump to conclusions, după aia aflăm, da, aflăm că era militant islamist cunoscut deja de serviciile secrete franceze. De-aia nu-mi place mie ideea de open borders în interiorul comunității. Mm-hmm.
De-aia am scris chestia, bă, eu tâmpenie, pentru că pe ăștia, dacă îi scapi, nu-i mai prinzi. Că Europa e mare, dar rău. Să poate duce oriunde, nu, căcat, acte false. Nu e problemă, da, sigur că... Așa, și pe ăștia nu-i mai scapi, dacă ai avea controle la fiecare graniță, bă, nu control în bagaje, bă, dar măcar un buletin, frate. Că tot, vameșul ăla tot se prinde dacă ceva nu e în regulă cu tine, până la urmă. Sigur că da, sigur că da. Și mai ales că chestia asta deci nu necesită foarte multă muncă, pentru că deja există baze de date comune. Da. Adică poți să verifici extraordinar de ușor în toate bazele de date, da, din Europa. Adu-ți aminte cum era situația la granița cu România înainte să intre Ungaria în Schengen, când intram cu ea 250 de euro, știi? Așa. Nu era nici rahat, te duceai, treceai cumva, mai dădeai pașaportul la om, salut, paș, la revedere. Dar bine, între timp nu s-a schimbat foarte mult, acum trebuie să mai aveți bani la bani, dar ești cu banii, dar te duci cu buletinul și ai trecut mai departe. Da, plus că oricum dacă te duci până acolo, oricum ai 250 de euro la tine, ai să fii serios, că oricum nici nu mai e o mare. Până la urmă, it's ok like that. Da, e și în regulă așa. De-aia nu-mi plac granițele deschise. Da, așa ar trebui vama să fie cam cum între noi și Ungaria, așa ar trebui să fie și între Franța, da, Germania și între... Absolut. Chestii prin care treci ușor dacă ești law-abiding citizen, dar prin care treci mai greu sau deloc. Dacă ești militant islamist cunoscut deja de către autoritățile dintr-o țară europeană, cum era cazul atentatorului de la aeroportul parizian. Nu văd ce e neregulă cu chestia asta. La fel cum, uite, din nou, pentru că sunt foarte mulți și serviciile secrete în Franța sunt subfinanțate față de România, îl cunoșteau pe ăla, dar n-aveau timp să-l supravegheze și pe ăla, că n-au suficienți oameni, n-au suficientă finanțare. Exact ce ziceam noi în podcastul trecut, de-aia e bine ca serviciile să aibă finanțare. Servicii. Bine, apropo, pentru segmentul data trecută m-a întrebat cineva care e numele conspirativ și m-a întrebat dacă e Hassan și eu i-am zis că nu e Hussein ca la Obama. Apropo de întrebări, bă, ăla care te-ai luat de viața mea, nu-s pe heroină, bă, că eu sunt raw vegan, eu nu folosesc decât 100% naturale. Da. Știi faza? Da. Nu, rămânând în sfera asta cu terorismul, de asta mă tem că, și cu cât se întâmplă mai multe din astea și mai ales după ce l-au, mă rog, au încercat să-l linceze mediatic pe François Fillon, îi lași pe Francesc cu singura opțiune, Madame Le Pen, ceea ce e nașpa. Nașpa! Adică linșajul mediatic la care a fost supus François Fillon, care din nou e semnificativ mai la dreapta decât Le Pen și semnificativ mai tolerabil din toate punctele de vedere, pentru că la măcar știe economie, ceea ce e rar pentru politicienii francezi, extraordinar de rar. Exemplu Holland. Exemplu Holland, exemplu Macron, care mă rog, e considerat favorit în momentul ăsta. Exemplu... Macron e favorit? Da, de presă. Nu sunt convins că în realitate stau lucrurile așa, dar presa... Jesus fucking Christ! Da, ora, e bun omul. Mai bine Fillon, mai bine... Mai bine Le Pen, exact, asta spuneam, că dacă... Mai bine Le Pen decât Macron, că ăla e... Dar pe tot, ăla e cu din alea, minimum aici, pe toată Uniunea Europeană și prostii din astea, holy fucking shit, adică pe bune, dacă îl lași pe ăla unhinged, își exportă prostia și în afara Franței, ceea ce e rău. Atâta ne mai trebuie, o doză la nivelul întregii Europei de socialism francez. Da, să mă cer însemna stabilit un minimum wage la nivelul întregii Uniunii Europene pentru niște economii. România-Bulgaria. Dar nu numai România-Bulgaria, dar gândește-te... Polonia. Dar nu, dar uite Suedia, Suedia n-are minimum wage. Cum le-ar fi de la suedezi, trei sfeturi din sectorul de construcții de care Suedia are absolut vitală nevoie în momentul ăsta, pentru că e criză de locuințe în Suedia. Acolo e ideal că nu e salariul minim, pentru că se pot recupera foarte repede și pot evita o criză care îi paște și care s-ar putea să nu le placă. Le pui minimum wage, și e înduit pe suedezi și probabil economie bogată. Da, dar gândește la nivelul de, la diferența dintre state. Tu impui un minimum aici pe toată Europa, care nu poate fi mai mult, mai mic de, nu știu, hai să zicem, la gândirea lor, vreo 1500 de euro. Pune-o pe România chestia. Ai omorât de 1500 de euro ar fi un dezastru pentru cam 20 din 28 de țări, inclusiv țări vestice. Suedia avea enorm de suferit la o astfel de măsură. Să fie... Nu mai zic Polonia, nu mai zic România, nu mai zic Bulgaria, Ungaria și așa mai departe. Să sperăm că nu. Da, de asta zic, adică în situații de genul ăsta încep să ajungi la concluzia că Le Pen nu mai sună chiar așa de rău. Bine, eu continui să sper că finala va fi Le Pen Fillon și Fillon va câștiga în fanfară și cu asta basta și we can dodge that bullet. Dar dacă nu, dacă va ajunge finala Le Pen Macron,
e groaznică situația, pentru că Macron, pe lângă faptul că n-ar face nimic pe subiectul ăsta cu terorismul, ar mai distruge și economic, nu doar Franța, dar și restul Europei. Și asta e o problemă. S-ar putea, hai să vedem the silver lining, știi? Dacă să duce dracului tot conceptul de comunitate europeană, poate să destramă. Da, dar vezi tu că dacă îți rămân establishmentarians din ăștia și în Germania și în Franța, o mai they can kick the can down the road. Mai pot timp. Mai pot întinde peleteaua, nu foarte mult, dar o mai întind vreo 10 ani, ceea ce e în detrimentul tuturor. Și mai ales dacă o întind 10 ani în socialisme franceze, e chiar... Știi ce se întâmplă la un moment dat? Toate statele din fosta Uniune Europeană o să ajungă la negocieri din astea bilaterale în care o să permită traficul de cetățeni, de marfă, de toate alea. Da, și fiecare condițiile lor. Bine, în cazul nostru, în cartierul nostru, cred că un intermarium din ăla cu Polonia, România, Ucraina... La nivel politic îți spun eu sigur că și dacă facem un tratat cu Italia sau cu Spania, unde suntem călăuși așa, o să fie la fel, o să putem circula la fel. Pentru că pe ei interesează ca locurile de muncă să fie ocupate de niște oameni cu contract care să plătească statul cu taxe. Sigur că da. Și multe locuri de acolo nu or să le ocupe naționalii lor, italieni, spanii, pentru că... Din ță motive, nu contează. Pentru că ță motive, da. Da, unele ne le includ inclusiv pur lene din partea lor. Bun, penultima, s-a întâlnit Donald Trump cu Angela Merkel. Highlights-urile au fost că a zis Trump că imigrația e un privilegiu și nu un drept și că siguranța cetățenilor noștri, respectiv americani, este primordială, ceea ce nu văd, adică lumea, OMG, cum să spună asta? Dar e basic common sense. Și s-au luat de nemți că de ce n-au 2% pentru apărare și că nu sunt la zi deloc cu contribuțiile lor la mecanismul de securitate al NATO. Actually, eu spus lui Merkel că statele, dacă vor siguranță, mai trebuie să-și plătească. Da. În față, direct și fără niciun fel de reținere. Da. Plus că mesajul ăsta nu este unul chiar nou, adică Trump a mers cu chestia asta inclusiv în campanie. Da, și plus că acum o lună de zile a ținut Mike Pence un discurs în Germania cu Merkel de față, în care s-a exprimat similar, adică nu-i ca și cum există, că vedeam presa de la noi în special, domnule, că Trump e contrazis de propriul guvern, nu, pe subiectul ăsta nu, chiar deloc. Cam toată lumea din Partidul Republican care e parte din administrația Trump vede lucrurile cam la fel. Pe sistemul, băi, țările alea dezvoltate, cum ar fi Germania, de ce nu plătesc 2% din PIB? Adică cum, poate Estonia, poate Ucraina, care nici măcar poate România. Poate România mai nou. Poate și nu, poate Germania, give me a fucking break. Asta e mentalitatea cu care pleacă și Mike Pence, și Donald Trump, și foarte mulți oameni din administrația republicană actuală de la Casa Albă. Bă, și-au dreptate. Da, ghișe. Știu cum să spun, da. Adică dacă vrei securitate, plătești, frate, până la urmă. Sub orice formă vine ea, că ești nenea X care vrea să-și asigure apartamentul și îți faci abonament la o firmă de pază și protecție, că ești stat și te bagi într-o alianță de genul Alianța Nord-Atlantică, bă, trebuie să cotizezi cu ceva. Da. Și bă, că altfel te bagă nici dracu în seamă. Plus că în ciuda soborului mediatic a spus, domnule, că Trump gândește în termeni mercantiliști, că vrea să facă profit de pe urma. Da, dar nici măcar nu e adevărat, că Trump nu a zis, bă, trebuie să plătiți voi toți împreună mai mult decât SUA ca să facem noi profit. Nu, nici măcar nu a pus problema așa. Bă, măcar minimul ăla cu care am fost de acord cu toții în 2014 sau când a fost precedentul summit în care s-a pus ținta de 2%, nu mai devreme, în 2012. Bă, țita aia cu care am fost de acord cu toții, bă, hai să o respectăm, bă, boșilor, da, că ne-am înțeles deja pe asta. Băbește, eu sunt Statele Unite, tu ești Germania, da? Suntem la alianță și hotărâm că, bă, ne trebuie 2000 de tancuri în zona X, da? Frate, scoateți partea ta, că nu pot să o suport tot eu, că acolo trebuie să fie 2000 de tancuri, nu? Cine plătește? Plătim împreună, da. Toți. Exact, dar plătim împreună, nu plătește. Da, dar nu plătesc numai eu pentru tot. Țăia de acolo. Nu, fraților, nu merge așa. Da. Adică nu înțeleg de ce e o controversă în privința poziției lui Trump față de plătitul... Acum mai ține cont și de faptul că vestul Europei descurajează conflictele armate. Da, de obicei... Armata în general. Da, de descurajează armata at the expense of Eastern Europe. Asta unul la mână. Aia e problema lor.
Și doi la mână preferă, adică exact cum zicea Bill Whittle, zicea la un moment dat, băi, Europa, o parte mare din Europa își permite experimente socialiste pentru că capitalismul american plătește pentru apărarea experimentului socialist. Pe sistemul să apărăm socialiștii buni de socialiștii răi, știi? Da, 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 da. E cazul să se mai termine o dată cu povestea asta. E cazul ca, dacă nu sunt bani, nici voi mă tăiați de la programele sociale și băgați în armată. Nu, nu poți să ai o civilizație fără apărare. Într-un stat de genul ăsta le spui, bă, mai ușor cumpăr țițul la... aia care nu vii cetățeni. De începând de acolo, sigur că da. Adică da, înțeleg să-i dai un ajutor social cetățeanului. Că poate a plătit taxe în trecut, poate o să plătească în viitor, după ce își revine, mai merge. Da, nu ăluia care nu ții cetățean. Exact. Și îți spune clar că nu vine acolo să muncească. Uh-huh, uh-huh. Cum este cazul cu foarte mulți dintre refugiații din Germania. Era recent un reportaj făcut de o televiziune lituaniană. S-au dus în cu camera ascunsă în centrele de refugiați și au găsit, adică ei se gândeau, bă, dacă găsim unul ca să-l punem pe site, e bine. Au avut de ales. Aveau o munte de fișiere video cu refugiați care spuneau pe față, nu, bă, o să mai vedem ce stăm pe moca, că uite, nemții băieți de treabă, dau o grămadă de bani, muncim, ce e? Și de bun, munca e pentru negri, mașini și tractoare, nu pentru noi. La modul foarte serios, pus să fix așa problema. Eu nu-i contam pe ea. Exact. Eu, din multe puncte de vedere, ea acționează rațional. Bă, nemții sunt dobitoși și ne dau bani, proști am fi noi să-i refuzăm. Noi fi idioți. Exact, că prima vină aparține... Prostul nu e la care cere. E la care dă, absolut, sigur că da. Principala vină aparține administrației Merkel, întâi de toate și abia după aia... Să open the borders, refugees welcome. Exact. Și sit, bitch. Exact. Și uite, asta e trist, că urmează alegeri în Germania și probabil sigur va câștiga. Iar dacă va pierde Merkel alegerile, va câștiga Schulz, care e mai rău. Semnificativ mai rău. Ăla e ăla care n-are nici bacul. Așa, dar tot așa e, cu refugees welcome, și mai socialist decât Angela Merkel. Sună ca alegerile de la noi între Ponta și Iohannis. Da, dar măcar la noi a câștigat Iohannis, știi? Asta, da, eu să câștige. Schulz. Asta mi se pare fascinant. Schulz e în mod legitim popular în Germania. Eu nu înțeleg cum funcționează. De asta n-am așa mare milă pentru nemți. Boșilor, vă cam cereți. Adică pe bune, vă cereți. Sincer, acum... stau și mă întreb dacă nu procesul ăla de denazificare de după procesele de la Nuremberg aplicat populației nu are consecințe acum. Da, da. O generație, două mai încolo. Da, ba da, aproape sunt convins că da. Pentru că numai într-un proces de genul ăla puteai să impui atât de mult socialism, atât de multă lipsă de respect de sine până la urmă. Da. Pe mine ce mă amuză la acel proces, așa zis proces de denazificare, e că i-au făcut pe toți oamenii ultra-dependenți și obedienți față de stat. Sub premiza că să prevină un viitor pericol nazist. Dar ce însemna pericolul nazist? Pericolul care îi făcea pe oameni ultra-dependenți și obedienți față de stat. You did the exact same fucking nonsense. Da, dar numai că la polul opus. Nici măcar la polul opus. E doar socialism with a different flavor. Că doar național-socialismul e tot leftism. Adică... Bine, național-socialismul e leftism, dar e național-socialism. Pe când ceea ce au făcut ei este internaționalism. Da, da. E... Dar internaționalism numai pentru ei, nu și pentru ceilalți. Ca să spunem așa în limbaj de ăsta mai băbesc. Ăla dinainte măcar cultiva respectul pentru grupul din care te tragi. Național-socialismul. Da. Procesul de denazificare le-a luat inclusiv respectul de a fi oameni. Da, respectul de a fi oameni, pe germani deja... Deci respectul de a fi oameni le-a indus, da. Le-a indus acel sentiment de vină pentru că au participat la, voluntar sau nu, în așa hal încât oamenii au ajuns să nu se mai respecte pe ei. Da. Și atunci te mai miri că pun botul la... Da, da, da. Și ce-i foarte grav din punctul meu de vedere e că, băi, nu mai există, cred că mai sunt 100 de oameni maxim în viață care au prins evenimentele din 40. Dar nu, chestiile alea nu se văd atunci în
Pentru că generația aia vede și de o parte, vede și din partea asta alta a baricadei. Tu să fi fost în Hitlerjugend, de exemplu, când intrai în procesul de nazificare, știai și ce-a fost acolo și ce trebuie să le spui ăstora de aici ca să... Dar știi că nu o să-ți permiți să-ți înveți copiii cum te-o învăța de aia pe tine. Și atunci le bagi în cap doctrina pe care ți-o dă nou stat. Și chestia aia se duce pe următoarele generații. Da, și efectele negative nu se văd fix pe generația nu care e devină. Nu se văd 50 de ani mai încolo. Da, nu se văd pe generația care efectiv îi devină pe chestia pe care vei să-i pedepsești, se vede pe generația care chiar nu-i devină. Adică neamțul care e născut în 1985 acum. Și care are acum 30 de ani, 32, 33. Ăla n-are nicio vină. Ce vină are ăla că bunică s-o a fost șef de lag. Stab sau gardian sau whatever, ce-o fi fost. N-ai absolut nicio vină. Da, vezi tu... De asta zic eu mereu că stânga e o religie, pentru că... Da, pentru că se bazează pe emoții. Da, pe emoții și pe păcatul original. Bunic tu a fost șef de lagă, deci tu ești de vină. Nu așa funcționează. În liberalism, în liberalismul clasic, nu funcționează așa. Pedepsim individul, nu colectivul. Și mai ales nu pedepsim descendenții pentru prostia asta. La fel funcționează și ideea de white guilt din Statele Unite. Da, 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 sigur. Că să nu credeți că e alt concept aplicat. Nu. Da, da, da. Același concept aplicat la diferite categorii sociale. Da, 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 da. Bine, pe mine mă amuză când încearcă le fișe să importe conceptele alea la noi. Mai vezi articolul din alea. Că, dom'le, că stămoșii noștri au avut sclavi. Da, boș, și stămoșii mei au fost sclavi. Că ai cu eu. Adică, mă amuză când încearcă să importe chestiile astea în Europa de Est. Că în Europa de Est nu merge. Îi spui polonezului că e rasist, polonezul ridică din nume mai bine. Și? Îi spui românului că e rasist, românul la fel. S-ar putea să spună, da, și-s mândru. Da, s-ar putea, exact, s-ar putea să nimerești așa, dar chiar dacă nu, adică oamenii care, adică în România încă funcționează chestia asta. Da, să știi că intră tot mai des ideea de socialism din ăla vestic în România. Marxism cultural, da. Mie nu mi-ar mai răspuns feministele, vreau să zic. A, dacă tu vrei să te duci la atelierul de... Da, atelierul, am vrut să particip la un atelier de consimțământ. Problema e că l-am trimis mail-ul cu link către editoriale și cred că ori citit editoriale. Vrea să nu te trimiți, mă, trebuia să te duci incognito. A, nu, m-am dus, dar nu, că era cu înregistrare la feminism.cluj. Da, 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 ce, dar puteai să nu puteai să ne spui că te cheamă Alin și atât și a, să uiți să menționezi. A, nu, eu m-am dus, a făcut-o în ideea de... Hai că mă scriu acum, dar voi îmi garantați prezența la următoarele ca presă. Ah, ok. Și sunt convins că nu a fost foarte cântate de subiect. Nu mi-a mai răspuns. Da. Simplu. Da. Probabil ori citit editoriale și era deja episodul 2 când am trimis eu. Da, de asta zic că, și de asta mă bucur într-un final că a câștigat Trump. Că oricâte greșeli ar face, măcar asta nu o să o facă, o să încerce, chiar dacă nu o să iasă în totalitate, o să încerce măcar, mai mult decât toate celelalte administrații până acum, absolut, să dinamiteze corectitudinea asta politică, să intre cu buldozerul peste ea, nu boșilor, asta e lumea reală, prostiile voastre vi le lăsați la ușă, ceea ce e bine. Pe sfera culturală, administrația Trump o să ne ajute. Măcar pe sfera culturală. Mm-hmm. Da, da, aia e până la urmă cea mai importantă, că la sfârșitul zilei politics is downstream from culture. Adică dacă schimb cultura, schimb și politica. Mai greu, dar o schimb. Fără să schimb cultura, nu schimb politica nici bătut. Același lucru funcționează de sute de ani, nu de acum. Sclavia, de exemplu, a fost recunoscută ca imorală din 1770, dar a fost abolită 100 de ani mai târziu aproape. Pentru că până nu s-a schimbat cultura care făcea posibilă existența sclaviei, nu au putut fi schimbată nici politica. La fel și acum. Până nu schimbăm cultura asta a white guilt-ului și așa mai departe... Mă distrează Merkel, în primul rând, pentru că, până la urmă, Germania are pretenția de putere economică. Și o pretenție legitimă, deocamdată. Deocamdată. Dar nu sunt stare să își apere propriile interese. Valori, da. Și propriile valori și propria civilizație. Deci cu bă, frate, las-o, dracul de treabă, înțeleg că cu umanitarismul și ce vrei tu, înțeleg feelings and shit. Bă, da, când încep să schiori emoțiile de foame și îți bate hoțul la ușă și tu n-ai nici măcar ială. Da, da. E kind of a fact. Exact. Bun, ultima știre, rămânând tot în sfera apărării, fix ultima, între timp Putin își mai taie din bugetul de apărare, 25% oficial s-a mai tăiat din bugetul apărării Rusiei. Da.
Ce facem ăștia? Îi ajunge criza economică? Nu mai poate Putin să păcălească economia? Ce se întâmplă acolo? Bă, rubla e rublă până la urmă. Știu cum se explic. Și rubla au luat-o rău la oale. Păi da, era la un moment dat 9 ruble la leu românesc și acum ai 29 de ruble la leu românesc sau ceva de genul. N-am mai uitat recent la... Dar oricum... Și de cine mi-aduce aminte, de ce perioadă mi-aduce aminte de valorizare de acum? De perioada lui Elțan. Poate e un pic mai bine decât perioada lui Elțan. Un pic mai bine pentru că nu a evoluat societatea în așa fel încât nu mai poți ajunge la chestiile. Dar nu foarte departe de perioada în care lumea își vindea borcanele cu care era plătită să-și cumpere de mâncare. Știi, a fost și în zi în Moldova, deci încasau salariile în mâncare. Da. Că așa au ajuns micul trafic dintre România și Moldova, că i-au luat salariile în conserve și alte căcate. Da, da, și le vedeau doar români să le vândă. Da, pentru că leu i-au luat foarte prin comparație, da. No, sunt dus dracului rubla și până la urmă, oricum ai dau echipamentul militar, te costă tot atât. Da. În valută. Da. Îl plătești în valută, indiferent ce face. Și atunci trebuie să mai... Da, 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 și bă... Și stai tu cu minte că nu o tăiat 25%, probabil, dar o tăiat externalizând servicii, o tăiat din domenii în care nu are foarte mult. Nu ți închipui că o tăiat din Spetsnaz, de exemplu. A, nu, nu, nici eu nu cred lucrul ăsta, nu, clar nu. Dar oricum, faptul că până și Rusia este forțată să se supună regulilor economiei de piață până la urmă... Dar da, era incredibil să nu o facă. Da, 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 bine, uite, pe vremea unui sovietice a ieșit 60 de ani să nu o facă. Și când o picat. Bine, și când o picat s-o dus. S-o dus, stai frumos. Perioada lui el s-a înlapt, când s-o dus în jos rubla crunt, tot așa. Că economie, bă, da, e imposibil să nu respecti legile economice. Nu le respecti, o să-ți meargă, da, o perioadă, îți tipărești bani, îți faci circuit închis de monedă. Nobody gives a shit, dar până la urmă tot te duci dracu. Da. Iar că... acum Rusia nu mai poți mai facă din astea. Chiar nu poate, cu oricât ar vrea să izoleze de sistemul global și nu merge. Nu merge. Nu mai merge pentru că se deschid și zi acele treceri prin nord, pe lângă Alaska, pe acolo. Da, nu mai asta. Și le cam taie din... Da, și plus că populația în general e mult mai obișnuită și mai integrată în piața globală. Chiar dacă se tacă rușii, că nu rușii, că da, bine. Rușii până și Medvedev va face proprietăți în Italia. Bă, da, rușii sunt socialiști la nivel politic, pentru că dacă te duci între ei acolo, rușii au o piață neagră... Sigur că da, te rupi. Cumperi orice, de la... droguri la pantaloni, chiloți. Tancuri, dacă vrei. Tancuri. Ce vrei tu, curve? Da, sigur că da, sunt mai ales. Da. Principalul furnizor al Europei, totuși. Bă, taci că arată rusoaicele. Bă, bă, nu, nu zic că e cu merite, adică. Deci nu. Aia care laudă româncile, fraților, n-a sunut nicio rusoaică până acum. Bă, e ieftin pe vot, cred. Bă, dar nu, ce... preparat instalații de... Stai, da, ioi, da, deci, ăsta e ultimul, așa ca să râdem. În Rusia a apărut o nouă monedă de schimb, se numește Sexul, există o regiune de Rusia în care există anunțuri la propriu că oferă sex pentru zugrăveli, pentru reparat instalații electrice. Se desfundat Buda și așa. Da, că vorbim de piața neagră și de cum se dezvoltă. Da, da, da. Bună rog să taxezi pe aia. Exact. Pune la aia impozit pe pizdă. Asta nu înțeleg guvernele care caută să taxeze orice. Cum taxeze aia? Cât a costat instalația electrică? 4 mui? Bun, o muie la inspectorul fiscal. Cum funcționează? Arumă că aia cu electrică, auzi că dă 2-3 partide de sex. No, bine, și atunci cum? O jumătate fără să-l termine pentru impozitul de 16%? Reține impozitul de la a patra încercare nu merge până la terminare, că este trebuie păstrat pentru inspector. Și atunci ăla care face instalația ce face? Termină pe fața inspectorului. Și după aia, pentru că nimic nu se pierde și tot se transformă în capitalist, filmează scena și o pune monetizată. Să-și facă bani pe YouTube. Exact, o pune monetizată pe YouPorn. No, gata, băieți. Bun, cu ale acestea fiind spuse, lasă că e bine că ne-am întins un pic mai mult, că săptămâna viitoare o să fie probabil liniște, să tot exact. Cât a fost liniște, așa că n-am, mai compensăm. Săptămâna viitoare, coverage la Marșul pentru Viață, posibil să facem și podcast mai spre seara, nu știm încă,
Da, cert e că oricum, urmează și o perioadă. Dar o să fie interesant că tu ești anti-avort, eu sunt pro-avort. Eu nu sunt anti-avort, sunt ceva de genul, bă... Tu ești pro-life. Hai să nu fim, da, sunt pro-life, adică... Eu sunt pro-choice. Așa, nu, nu... Dar nu pe banul meu. Da, că asta e, nu pe banul meu, știi, ești mai dispus la compromisuri, dar compromisurile propuse de obicei de pro-choice sunt prea absurde, cum e Statele Unite, unde n-ai nicio limită. Bă, nu, trebuie să fie niște limite, trebuie să fie niște, și mai ales nu pe banii noștri, bă, frumos, aia e foarte important. Bun, cu acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și ne vedem cu el. Servus!